You're listening to Black Rhino Radio. Welcome to the Rush Hour Show on Black Rhino Radio. Bumba clock! Boo, 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 boo. We are in the house. SpongeBob has music. Oh yeah. Wow. Oh yeah, vibes. Bine ați revenit la podcast, în care sunt eu și eu, cu Alex și cu Tugai, care urmează să vină. Și avem invitații astăzi pe... Pe să pun un story. Ștef Costea și George Pitariu. Păra pia. Pu, pu, pu. Eu nu știu de exact unde... făceam gălăgie aici, că era mai multe. Eu la camera aia de acolo, nu? Cum ar cred veni? Cred că da. Păi da. Ok. Acolo. Ah, ok. Băieți, întârzi un pic, începem fără ei. Stați să văd dacă e totul fresh, totul pregătit. E chill. We good. Ce faceți, băieți? Cum sunteți? Foarte, foarte bine. Ia chiar treabă, la muncă. Mi-e foarte foame. Și mie, da. N-am mâncat nimic. E bun, e bun acolo, așa e? Bă, da, de nice. E nasty. Gen, e un pic nasty, dar e... Adică nasty. Ne descurcăm. E de prăjeală, I don't know. Like da. Carne, sos, e da, bun. Numai pui sau au și altceva? Numai pui, da. Și cartofi. Da. Și cartofi. Bă, de... eu nu mă prea am cu fried chicken, adică nu mă prea păi sparg de jucă. Un da. Moment. Lângă mai e Malacu, care au fac niște burgeri nebuni, deci... Hard. Either way... Sau așa, da. You get hard. Aș băga un burger. Da. Bă, și eu mă rog cu aia, like, am nevoie de astea. Am stat aseară până târziu. Trebuie să mă... Chill. Da. Ce faceți? Cum e la București? De când sunteți aici? De vineri, nu? De vineri, da. E aproape... de vineri, eu sunt de sâmbătă. Da. Da, aproape mai târziu, m-a fost lene. N-am avut chef. Mi se pare că se aude un pic prea tare muzica. Parcă... Oare? Se aude prea tare muzica de fundal? Mai tare decât căștile? Ar trebui să stau drept. Mă obișnuiesc să stau cocoșat. Lasă, frate, că nu se cocoșat. Vede. Rămâne pe YouTube live-ul? Că am văzut că întreabă cineva dacă rămâne da, pe YouTube. Da. Și toate celelalte, dacă nu le-ați văzut, băgați acolo. Astăzi. Very good content. Very good. Vorbim cu Ștef Costea și cu George, care mi se pare că sunt, like... Bă, de, nu mă cac pe mine sau ceva, dar sunteți cei care au dat... Acum stai că acum se mai aud microfoanele. Ba. 2-2. Uite-i, mă. Oh my God, man. Oh my God. Poți intra, hai, intră, dacă tot ai intrat, hai, intră, nu mai... Ați început fără noi. Ștef, îmi pare bine. Am auzit că faci muzică tare. El e colegul nostru de la tehnic. Ah, ok, ok. Yo. Ah, tu ești fratele lui P-Beat. Ah, tu ești copilul Dan Beatman. P-Beat. Au. Au. Da, fratele lui P-Beat. Ia stai, mă. Ce faceți, băieți? Ce faci tu, guy? Freshly shaved. Good morning. Te-ai bărbierit pentru mine? Nu. Ba da, glumeam. Astăzi. Dar tu te-ai bărbierit pentru mine? Nu m-am bărbierit. Ha. Dar ție îți crește barbă? Nu știu, încă. Aflu într-un an, nu știu. Bărbierii pentru mine? Ia să vedem. Ziceam și eu ceva, dar ați venit, ați făcut... Pare rău, oricum nu conta. Se mișcă dubios. Vreau să văd dacă se aude bine, în primul rând. Se mișcă cu lag. What up? Am telefon, vreau și să pun. Ce înseamnă lag? Mulțumesc. Ce înseamnă lag, oameni buni? Tocmai am reinstalat OBS-ul și... Tu nu te uiți live. A trebuit să... Ba da, bro. Beni? Da. Ce zici? De adusul. Se mișcă cu lac, cum ar fi toată costa pe aici, ce ați vorbit până acum? Păi vreau, tocmai da. Vreau să mănânci un căcat, dar... Ți că se mișcă prost live. Vrei să mănânci un căcat? Mănâncă căcat, frate. Că vreau să zic că băieții ăștia doi au schimbat cumva cultura și gen, mi se pare tare treaba asta. Sau nu că au schimbat-o, ci că au adus-o mai degrabă. Da, frate, hai să vă pun maneaua asta, nu, lasă-i cum vi se pare această, acest statement? Ce? Bă, nu, ce că se mișcă aiurea la se vedem poze un pic. Se mișcă aiurea? Se vedem poze? Se vedem poze. Se vedem poze, cred, nu știu, așa mi se pare mie pe telefon. Bro, de ce ne spuneți că am căciulă ca lughiță cu aia? Se potrivește. Optiule, you already know. Te pup, Ștef, wow. My boy really got fans, though. Ha! Optiule, you already know. Optiule, it's up. Păi stai, let's share this bitch. Hai că am început cu... Am început în forță. Bine v-am găsit, oameni buni. De ce, mă, doi timpii cel mai blană? Mie îmi spui.
Cum adică? Păi am ascultat de tine. Oh yeah, I remember now. Vreau să zic în pula mea. Bă, da, tu ai pus măcar ăla de început? Da, a fost, da, a fost, da, a fost. Da, normal, ați venit voi, sunt 15 minute mai târziu. Nu s-a secuit bine sticul și gen, nu mai am backup track-ul ăla nou. Cu piesa aia pe loop, o am pe aia veche. Da, e bună, e drăguță. Yes, sir. Te-ai făcut așa? Da. Tu ai scris sap la tine pe live, gen? Da. Bam. Am rupt al patrulea perete. Top. Aia zic. Ai rupt topurile. Asta ziceam, bro, încăcat. Că mi se pare șmecher că ați adus un vibe care nu prea era și că l-ați furtificat într-un mod foarte frumos și împreună cu Călinacio și cu ăștia care îi mai fac arâmbeu și all that shit. Care fac arâmbeu? Arâmbeu? Arâmbeu, da. Arâmbeu, da. Așa-mi place să-i zic. Frumos, frumos. Și da, da, nu știu, aveți, sunteți aware de chestia asta? Adică v-ați planificat vreodată treaba asta? Bă, low-key nu, că e totul like așa, e din plăcere cumva și e seamingless, nu ne prea gândim, nu ne prea așa și cumva ne iese. Da, nu, avem natural, adică noi de la început tot stăteam în studio și făceam chestii de alea, efectiv cine venea nou, cât de random existent posibil. Cum am ajuns la sound-ul ăsta și ea, na, asta a fost. Da, ăla e declanșator de mine, bro. Ăla, vezi că ăla, acum a explodat niște blocuri. Bravo. Aia a fost. Damn, dacă chiar o să meargă. Aș fi fericit. Ce dracu ziceam? Îi pupai un pic pe băieții ăștia, că de bun sunt. Păi sunt bro, mi se pare tare. Adică, that's a vibe, it's a vibe, and I like it. Și, I don't know, v-ați gândit vreodată să faceți trap? Eu cu George avem o piesă like trap. Hard. Exact, am făcut exact, în 2019 când eram în a șaptea și el era în a opta și se numește Blackjack și dă și el pe ea. No. Da, și avem încă, cred că avem. Dar tu ai produs-o? Sau? Adică da, produceai atunci? Da, pentru că am zis, bă, hai să facem. Ieșise Slayer, știi, și am zis, bă, trebuie. Și noi am ascultat căcatul ăla, era gen cel mai cringe și eram, ne uitam unul altul și eram, da, frate, ia așa stecă, ia așa stecă. Da, știi care e faza funny? Că voi cumva, de fapt, ne-ai mai arătat una alta, uite, și pe stream atunci, gen, voi aveți așa un history de a face chestii de-astea, ok, hai, arâmbiu ca arâmbiu și că acum ați ieșit în față și sunteți cunoscuți, dar ați fost și vloggeri și comedianți și trap, bă, și creepypasta, youtuberi, exact, absolut horror gamer, absolut tot. Și te va avea canal de YouTube cu Minecraft, gen. Da, asta mi se pare. S-Gamer. S-Gamer să avea canal de YouTube cu Minecraft, adică backstory la S-Gamer, gen, pe atunci nu mă lăsau mei să fac YouTube, că eram un pui mei prea mic și gen rightfully so, gen, cumva eu tot am reușit să fac și regret acum, dar gen cumva își lăsase telefonul taică-meu acasă și a plecat undeva o oră, două. I-am luat telefonul, mi-am făcut un cont nou, S-Gamer, mi-am instalat Mobizen, mi-am instalat Minecraft Pocket Edition, Maps for Mine și am început să mă joc și am făcut gen 4 episoade într-o oră, m-am delogat ca să nu vadă și gen aia a fost. Da, tot canalul. Deci el făcea video pe YouTube în care lua o mapă de aia de pe net cum se făcea atunci și se plimba pe acolo. Și mă prefăceam că genus de la abonat, știi cum făcea Rafael, da, from sub. Se numea seria lui Ștef, era S-Gamer și era seria My Maps, gen, sau ceva genul. Maps, nu, ziceam era... Maps from Mine. Maps from Mine, da. Maps from Mine. From mine. Omul meu a dat speedrun, frate, speedrun. Da. Succes cu carasul de Minecraft. Gamer speedrun, efectiv. A dat speedrun la YouTube, gen. Incredibil, în două ore. Da. Bă, sunt That's atâtea, crazy. Eu am atâtea conturi de Musical.ly, gen de TikTok, vreo 5 care încă sunt on cu mine când făceam și vine-uri pe TikTok, gen, eram vine-uri pe TikTok. Pe engleză ziceam, hey John, what are you listening to? Da. Și zicea, it's a brand new, the best trap song ever, I love pork meat. Da, bro. Am făcut absolut tot ce se putea făcea, noi am făcut. Da, absolut ce se putea face, noi am făcut. Păi, gata, puteți să am făcut și un canal, voiam să ne aveam facem. Aveam un canal de YouTube în care, știi cum e vizualul ăla de la Trap Nation, gen. Aveam cu aia eu, gen, am început să lucrez în Premiere și în After Effects special pentru chestia asta și m-am apucat să fac unul la unul episod de la Trap Nation, numai că în loc de Trap Nation era Ștef Nation. Și făcusem, atât când eram Ștef mici, Nation. 11 ani, 12 ani, anyway. Și ați în premier la 11 ani? Eu încă lucrez în After Effects, eu chiar
fac chestia asta. Mă sună mai dar way, way later. Și gen, făcusem căcatul ăla cu Steph Nation, exact ca Trap Nation și era, ce piece era? Pe, ce piece era acolo? 21 Pilots, Stressed Out, Remix, The Classic. Steph Nation și a fost pe YouTube și eram, mamă frate, ce crazy. Sau... Voiam la un moment dat să ne facem un canal gen Dude Perfect și să ne cheme Trick Shot Pandas și aveam un video în care efectiv eram într-o casă abandonată din aia din era cartierul nostru. Era nu eu, gen da, pui mei, eu eram Dude ăla. Perfect era oia care Da. Primul nostru video era gen noi într-o casă abandonată cum dădeam battle flip-uri nebune, efectiv. Da. Mai aveam tot așa, mi-am apucat de parkour. Da, deci eu cu el, deci până pe la 6-7 ani eram inseparabili, știi? Și cumva în clasele 1, 2, 3, 4, așa, nu ne-am mai prea văzut. Și după aia ne-am revăzut într-o vacanță, parcă, din clasa 4-a da. Și ne-am gândit să ne facem canal de parkour. Și eram noi în centrul orașului nostru, cum ne urcam pe bănci și săream de pe el, efectiv, și gen... Făceam un 360 așa când săream și ne spărea hard rău. Bă, l-ai fost good. Adică în momentul ăla chiar l-ai fost good. Adică noi ne simțeam incredibil de bine. Da, ați filmat făcând... și asta, făceați Da, noi făcând prostiile astea ne distram incredibil de mult. Mai mult decât m-aș fi dat acum. Bă, și într-un fel mi se pare că e și un like your hunger for for being a content creator. Da. Dar chit că e video sau whatever, ok. Bă, uite că muzică, nu neapărat, dar că filmai ceva ce făceai. Adică yeah, right. Nu, nu gândeai marketing, bă, știi, like, exact. Dude, hunger for just being there. Bro, era și oricum. Fii atent, mi-a zis, vorbeam astăzi cu George, maica mea mi-a povestit, îmi zice foarte des că eu cu George, de când eram mici, noi nu ne vedeam ca toți copiii, stăteam cu pula nisip și gen vorbeam prostii și așa. Noi ne vedeam să creiem chestii, gen da, puța, da. Scuze. Nu, că poți zici pula, dar okay. Vârsta și... nu-ți dădea voi. Da, real. You don't know. Și gen, noi mereu aveam așa idei. De exemplu, ne vedeam și ne făceam un plan de casă, efectiv. Și eram, bă, vrem să fie o cupolă de sticlă, jos garajul, totul va fi o cameră mare, acolo avem studio, asta e trupa noastră, rock band, avem concert la, da, chiar la sala palatului, gen, noi inventăm... Făcusem, lăsăm o foaie de A3 și începem... Jurnalul meu de la jurnalul am început să nebunim, să facem gen... eu și Ștef, că ne mutăm împreună, că ne facem și casă și avem o casă care era efectiv o cupolă de sticlă. Tare. Și noi să ne facem tot în cupola aia de sticlă, știi? Și după aia am început să ne gândim la căcată de alea, că păi stai un pic, că dacă doar sticlă, gen, o să fie lumină de tot timpul, pula mea, o să fie cald. Stai, bă, că avem noi o prelată din aia metalică care se pune singură, stai niște, bă. Se prăzărice așa peste, când avem pui mei, bă, la stadioane, gen. Banii din rock band, pui mei, da, avem concert la sala palatului. Da. Banii de pe bilete, exact. Da. Și Monster Band. De la pensionare. Da, deci rock band și Monster Band sunt primele... Încercă. Și chiar am avut un concert. Dar gen, voi, stai un pic, voi v-ați cunoscut prin ai voștri, right? Ai noștri se știau din liceu și... Spune eu, poți zic chestia asta. Deci ai noștri se cunoscut, mama și mama lui se cunosc din liceu. Și shout-out Silvia și Daniela. Mama lui și mama mea. Ah, mamele voastre, ok. Da, și ele se cunosc din liceu. Ideea e că... Eu îl cunosc pe Ștef de când s-a născut. Adică, cred că și din diviziunea da, la modul ăla. I was there, am fost că îl cunosc din momentul ăla. El e părinții lui, sunt nașii mei, cele nașii mei mic. Since day one. Da, și noi am crescut împreună. Adică noi de când eram mici, rău, tot noi am stat împreună și... Ne jucam pe PSP Golden Compass. Eu am un frate, David. Eu am o soră mai mică, Ana. Ok, sunteți o familie mare. Da, în principiu, da. Crazy. Povestiți-ne puțin... Cum e la voi acasă, acolo? Peaceful. Cum arată camera voastră? Cum e orașul din care ați venit? Așa, și un comparison, as in, bă, cum a fost să plecați de acolo, să veniți aici, like, what's, how it's been the experience? E foarte, comparând Bucureștiul cu Sibiu, e foarte, e relaxing să vii din București la Sibiu. Adică stau la București, să zic, o săptămână și e totul așa și faia și faia altă, aglomerație, oameni foarte mulți și m-am uit la Sibiu și gen, nu e... E super relax și pot să stau în pat, să-mi bau păsele afară, să n-au 15 mașini. True. Și claxoane. Și asta e adevărat, da, dar în același timp e și... E feeling-ul adică da, ok, vrei liniște, vrei să stai liniștit, să așa, dar în același timp n-ai și partea asta de bă... Uite, în Sibiu n-am ce să fac, n-avem studiouri la Sibiu, n-avem artiști la Sibiu, n-avem chestiile astea, n-avem... Scene de party-uri și de-astea. Rush Hour Show la Sibiu. Yeah. Da, nu sunt, nu, chiar petiție sunt. Petiție Rush Hour Show la Sibiu. Sunt două cluburi la Sibiu, George și Ștefan. Și sunt alea în care ori se cântă manele, ori e un trap party, o dată la nu știu sau cât timp. DNB, la voi cum era, știu că nu și era da, Sibiu, DNB. DNB la e full DNB, din toată lumea e DNB. Băi, sunt foarte mulți hipsteri în Sibiu.
s-a mai calmat un pic, da. Care ascultă DNB. Mm-hmm. Care ascultă orice. Și bine ascultă DNB. De Liric și DNB. DNB, da, chestia astea, gen... Bă, uite, eu cumva Sibiu, bă, e gen fix hometown. Adică, la modul că activitățile mele din Sibiu sunt eu cu Fraiso, care am găsit un fotoliu, gen la cumva începutul unui câmp, și am împins fotolele prin zăpadă vreo 2 km până într-un spot și l-am lăsat acolo și stăm efectiv acolo, gen în lanul de porumb. Vibes. Wow. Da. That's a vibe. Yeah. Adică, uite, chiar mă gândeam că... Gen... Uneori e prea liniște, dar e frumos. Și creepy-a sunat asta să fiu, uneori e prea liniște. Da, real. Da, the voices are getting louder. Mi se pare că aici lipsește mult treaba asta pentru fiecare și de-aia... De ce zice lumea că clujeniți, nu știu cum, sau uite, la voi că sunteți mai chill sau pula mea. Bă, cum Sibiu că... e mai mic, mie mi se pare că acolo toată lumea simte, bă, avem fiecare locul nostru, avem locul unul de altul, știi? Aici da. Mie mi se pare care da, mai da, care, da. Care mai nu știu cum, da. E așa o luptă noastră, pentru da. Orice. Da, și ajută și treaba asta că stai în natură sau că ești mai apropiat de natură, știi că mă gândeam... Și vezi munți în orizont, n-ai orizontul da, gen așa. Da, 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 balcon, da. Ești balcon la casă și vă munți. În așa ca într-o bulă din aia, din filmele alea... distopiene cu, se face o lume nouă într-o bulă, o sub... da, da. Astea că am fost un weekend cu Tugai în pădure și bro, ne-a luat cred că o oră sau ceva de asta să ajungem la pădure, care pădurea însemna un mall cu aer liber, basically, că era toată planeta acolo. Uh-huh. Și mă gândesc că mai mergeam în Cluj cu prieteni din Cluj la pădure, în primul rând de la 10 minute cu mașina maxim de casa unui tovarăș de pe acolo. Și bro, era în pădure, nu era nici dracu, mai erau niște hipioți care ascultau tech probabil undeva mai departe, dar da, da, era da. Vibes, chiar ai da. În munți. Și e foarte complicat, adică de-aia, bă, ești chill, poți să te duci un pic să iei niște aer, să te mai aplini în stânga, în dreapta, mai te deconectezi de la viața cotidiană, orașul, de chill. Clar, clar. Aici mi se pare că e multă presiune de genul ăsta, știi, și gen toată da. Lumea simte nevoia să hai într-un concediu, hai la mare, da. Hai până tot orașul da. Vara, până e gol București, că toată lumea la mare sau în Grecia True. Sau Globoș, și True. Și la mare e nasol. Mai știu când eram, da. La, eram la Emi și te-a sunat pe video și a întrebat ce faci tu, Gai, și ai zis tu, sunt în copac. Most probably. Da. Da, mi-a plăcut cum a zis-o, că bă, eram într-un ne-a zis la pădure. Zici că e o chestie așa normală să faci. Pentru noi, noi, bă, adică eu dacă vreau să mă duc, pădurea dacă vreau să mă duc la pădure, adică în Sibiu, dacă vreau să mă duc la pădure, mă duc deschizi geamul. În parcul submarin. Nu deschizi geamul, dar real vorbind, adică pot să mă duc la ieșire din Sibiu, fac de la mine acasă până la pădure, fac 5 minute cu mașina. Aia zic. Și sunt unii care stau exact lângă, adică ies din casă și au pădurea în spate și poate să se ducă. Da, dar e cel mai frumos cartier acolo, gen acolo stau de big. A bine, da, the deci big e, da, big noi avem un, se numește parcul submarin. E un parc. Central gen, Park. Da, e un parc mare, cumva, nu e mijloc, undeva în dreapta, în dreapta da, Sibiului. Da, da. Anyway, e un parc mare, e un parc foarte mare, amenajat și gen acolo exact deasupra la parcul respectiv, e un mic cartier. Mm-hmm. Exact deasupra parcului care s-a format deasupra. Da, na. Și acolo sunt case de astea mai crazy, mai rău. Adică lumea bună a Sibiului. Într-un fel, da. Și e acolo, deci e parcul, cartierul și cimitirul. Gen, așa e structurat. Și exact unde e plasat cimitirul, cum e la ieșire din oraș, că și ăla e exact cum ești din oraș. E doar pădure acolo, adică în dreapta cartierului și în dreapta cimitirului acolo e doar pădure, e exclusiv pădure. E o șosea care trece ca să ieși din Sibiu prin pădurea respectivă și rest e pădure, stângă de e pădure full on. Cam așa e, asta ar fi și de acolo, e pădure la 5 minute. Dat. Păi și mi se pare că are un impact foarte mare asupra creierului, știi, per total, că de fapt asta e faza, știi, de-aia e lumea, dacă, cum ziceai tu, că e fucking care pe care și e competiția asta și această mâncătorie de cur. Da, păi uite, eu când sunt și aici energii la... negative, more or less, știi, adică, like, asteca și energiile dubioase, știi. Da. Aici mi se pare că e lumea foarte agresivă, așa, nu știu, mai într-un bolt. Pe degeaba, sau foarte, le sare țandra instant, da. Un căcat, știi, astea. Da, mă rog, cum sunt și mai mulți oameni, e cumva. Așa e, știi? Da, n-ai e ce să faci pentru că oamenii nu. Mi se pare că este în România la multe chestii. Oamenii nu știu să se miște în colectiv, știi? Că trebuie să te miști în colectiv ca să crești o chestie. Da, da, și mi se pare că aici oamenii nu se opresc. Și puteți să zică, bă, frate, stai un pic, gen. Yeah. Și în viață trebuie să te oprești. Adică să ai momentul ăla de pauză care te oprești și zici, bă, e toată lumea într-un burnout, știi? Așa. Da, constant. Să fac aia. Hai să grinduim, hai să lucrăm non-stop, să mă duc aia, să fac aia. Bă, te oprești tu 5 minute și zici, bă, hai să... Nu știu, fumi și o țigară, mă gândesc și eu la... E raportat și la ce vedem sau ce informații
colectăm de, din net sau pula mea de pe net, că like, it's all this chase for being famous sau being neapărat famous, ci successful. Successful, da, da, exact. Dar uite, poate asta cu grindul non-stop funcționa în momentul în care oamenii nu făceau asta, nu făcea toată lumea asta. În momentul în care toată lumea face chestia asta, se ridică ștacheta și dacă tu nu faci care ești, tu ești sub, înainte nimeni nu... Și dacă tu grinduiai, erai peste ei, acum că toți grinduiesc, dacă tu nu grinduiești, ești mai prost, știi? Și te blamești singur, da, că n-ai reușit și te asta frustrezi e. Și like you get dark. Dar vouă v-a ieșit. Da. Cum ați reușit? Habar, stai, eu am niște întrebări. Cum a început această chestie? Tu, George, cum ai învățat să faci beat-uri? Tu, Ștefan, cum ai început să cânti? Zi ordinea care răspundem. Tu cred că foarte curios. Poți să zică George pentru că da, eu l-am învățat înainte să produc. Da, eu am învățat da. Eu de 2 ani cânt, să zicem. Deci, okay, vorbeam cu George da. Mai devreme pe balcon. Deci, povestea mea e următoare. Eram un copilaș. Ai mei, când eram mic la 4-5 ani, mi-au luat niște jucările, nu mai știu exact. M-a luat de ziua mea sau ce nu mai știu exact. Și m-a luat jucările, au venit oamenii, mi-au dat cadouri. Și ai mei a luat o tobă din aia. Un NPC. Plastic. Da, de copil. Și mi-au zis că în momentul în care m-am primit de cadourile alea, eu nu m-am interesat nimica din cadourile alea și că mă jucam la cu toba și băteam alea. Și tata e chitarist, e muzician. Uh-huh. Și a văzut chestia asta și a zis, păi hai mă frate că văd că îi place, iau set de tobe, știi? Și după aia ajung la 6 sau 7 ani, 5 ani, nu mai știu exact la ce zi de naștere, mi-a cumpărat un set de tobe. Nice. Și m-am trezit cu el acolo și am început să bat la tobe. Mi-a plăcut foarte, foarte mult să bat la tobe. Gen, chiar m-am dus și în fiecare zi munceam și bat la tobe și era super tare și chiar mă distram. Și așa am învățat să bat la tobe, am învățat singur să bat la tobe. Și după care, clasa 5-a, m-am dus la liceu odată. Adică liceu avea și... Practic, profil de muzică. Avea profil de muzică, dar tu puteai fi la liceu de artă, adică la... avea și clasele 1-8 înainte să intri la 9-a, făceai și profil în... Gen, eu 5-8 am făcut și profil de muzică, adică... Na, și am fost pe percuții și pe pian secundar, tot mai face un instrument secundar, în general, pian. Da. Mm-hmm. Și am făcut percuții aici odată și am zis că, mamă, ce moment bun, o să învăț... O să învăț să bat la tobe ca lumea, nu știu ce, abia aștept, o să fie tare tot. Și am zis odată și mi-am dat seama că eu de fapt sunt pe muzică clasică și că eu fac marimbă și tobă mică, n-am nicio treabă cu ce o să fac. Și mi-am dat seama că toți profesorii sunt ultimii muiști și că dacă tu te duci acolo, eu am o pasiune pe care a dispărut, gen, din cauza că m-am dus la liceu pe profilul ăsta și gen, m-au secat, a dispărut. Eu acum am tobele în cutii, nu mai vreau nici să le văd, nu vreau să balele. Gen. Pe bune? Da, eu n-am mai bătut la tobe serios de 5 ani, mi se pare. Dar o să bați când o să facem un live show cu live instruments. Da. Deci, tu, mi-a tăiat pasiunea liceul ăla, m-a futut, m-a distrus, nu mi-a ce plăcut crezi, absolut că a fost groaznic. E fucked up că se întâmplă chestii astea, știi? Da, oamenii aia în loc să te motiveze, profesorii aia în loc să te motiveze. Bro, e o chestie super generală, știi? Da, adică știu. Da, eu zic că e o chestie bună, că și eu când eram mic, am vrut întotdeauna pian, m-am dus la pian și pe lângă faptul că gen intrasem în sala de gen curs, să zic, și era o doamnă de asta, zici că era profă de română. Da, și e tot timpul, e o bătrână din aia, octogenară de te învață la pian exact. Și ți-a degetul așa și îți face, pasă nota, așa e tot timpul gen. Și după aia era jur, toți copii. Așa e și la noi, adică așa a fost la toți profesorii noștri, toți profesorii noastre de pian, fac la fel. Și nu există profesori de pian, sunt toate profesoare, gen, profesori. Și toate bătrâne, pensionare și au o problemă de temperament, gen, așa și e tot timpul. N-au nepoți. Dar trebuie să te gândești că m-am dus acolo, nu știu ce, a fost, mi-a zis să cânt o piesă, eu eram foarte intimidat, i-am cântat ceva și după aia femeia i-a zis, dar eu am și auzit chestia asta, i-a zis că nu, că copilul vostru nu poate să facă muzică, n-are ureche muzicală. Da. Și gen, gândește-te, am avut frustrarea aia, m-am dus la chitară și am învățat chitară, doar că din cauza frustrării că n-am putut să fac pian, de chitară gen nu m-am interesat și întotdeauna am avut frustrarea asta. Bă, și înainte să-l cunosc pe Alex, bă, eu am încercat să produc în toate feluri de, bă, nu-mi ieșea, nu înțelegeam metronomul. Știi? Gen la nivelul ăla era. Wow. Dar că n-am crescut cu muzică, cu fratele meu mi-a arătat foarte multă muzică și like frate, tot câți ani are? Fratele meu are 35. Ah, wow. Da, bă, asta mai asta mă să zic și eu, că gen eu
de ce sunt în environmentul ăsta cu muzică și de ce... Ideea e că ai mei, cum tata e chitarist și ascultă foarte multă muzică, cumva a găsit-o pe maică mea, care și maică mea ascultă muzică absolut non-stop. Eu am crescut cu muzică într-una, tot timpul era, absolut tot timpul era muzică în casă, gen rock, folk, jazz, blues, asta se asculta la mine. Bine, acum maică mea ascultă Kanye West, ce ți-i pun eu. Dar și ravă. Da, asta, bă, dar asta zic cu aia, cumva gen chestiile astea care te afectează când ești mic și ți se zice că bă, că nu poți sau că gen mai îți dă un vibe prost, mi se pare că te împinge like to get here. Da, că at the end of the day experiențele alea proaste m-au făcut să ajung păi, să aici. Știi cum era când eu mă duceam la liceu, la ora de muzică, gen, că aveam orice tip de ora de specialitate, gen orchestră, percuție, pian, nu conta. Eu mă duceam acolo și gen, oamenii aia nu interesau absolut nimic de ce fac, eu doar să le fac lor ora, gen, că pula mea. Mă duceam acolo și băgam de aia, că bă, uite, da, ok, poate nu-ți fac eu ție la pian aici, dar uite-te ce fac eu în rest, că eu fac muzică, eu ce să fac asta. Și să zică, nu o să ajungi nimic, gen, nu o să faci nimic. Adică da, dacă tu nu faci pianul ăsta acum sau așa, adică eu mă pus pe cariera ta de producător, ei oricum nu înțeleg habar n-au ce aia, adică tu le explici și ei în mintea lor de muzician ratat, bă, eu sunt cel mai șmecher, eu sunt muzicianul apogeu muzicii românești, în mintea lor de ratat o să zică, a nu mă frate, tu, a nu, ok, fă pian, dă-mi pula mea de aia, fă pian, că aia nu înțeleg eu ce aia, o prostie, sunt eu convins că e o prostie femeie de 80 de ani, fă pian, dă-mi pula mea. Conflict între generații. Da, mă duceam de oricum, la școală și le arătam, pentru că în școala aia nimeni n-are nicio gen, dacă tu ești la arte în Sibiu la muzică și gen mă piși pe toți ăștia de la arte de la muzică de la Sibiu legit, adică e un call out pentru toți sibienii de aici, dacă vrei să faceți muzică, nu faceți la arte, și pentru toți de la arte de la muzică, aștept să iasă unul de acolo care să-mi demonstreze ceva, că nimeni nu e. Bă, deci la arte la muzică. Abia aștept să pot să vorbesc și eu de liceul meu după ce termin. Da, real. Și gen asta o să zic aici public pentru toată lumea, mă piși pe liceul de arte din Sibiu, mă piși pe toți profesorii de acolo. Singura persoană pe care am iubit-o și la care am ținut foarte mult a fost diriginta mea, care a fost exemplară. În rest nu vreau să aud. Dar poți să-mi bag și eu pula în școala ta, că oricum nu-s de aia. Nu, glumesc, că poate... Deci treaba... They gonna come for me. Treaba e în felul următor. Treaba e în felul următor. Damn, bro. He was hard. Mi-am adus aminte că probabil să uite și mei la podcastul ăsta și eu să-mi jur. Bună! Te-ai băgat, te-ai scos. Salut, Dorin. Salut, Daniela. Ideea e că... Ce mai am să zic? Ideea e că, din cauza, cum am zis, din cauza asta, n-am mai avut pasiune din cauza la școală, că a fost nașpa rău de tot. Eu stăteam acasă și încercam un pic să mă gândesc, băi, ce fac cu muzica? Că eu nu voiam, eu înțelegeam într-un fel că dacă e să fiu muzician, adică să fiu practic doar toboșar, nu să prea fac mare lucru, adică ce, o să ajung într-o trupă, un toboșar și să cânt la gen un club în Sibiu sau la o chestie de asta, o vrăjeală și să fac, adică nu era mare lucru. Și am început să mă gândesc, am zis, bă, stai un pic, poate nu e de mine, poate hai să fac altceva. Și cu tobele oricum deja mă lăsasem că... Era o obligație, devenise obligație și nu mi-a plăcut absolut deloc. Da. Și am zis, bă, ce naiba fac? Și într-o zi, nu mai știu exact ce m-a motivat să mă apuc să încerc să produc, dar știu că taică-mi și înregistra chitările în Ableton. Gen, el stătea jos în studio la el și încerca să facă pisele lui și înregistra chitările în Ableton. Tata nu știa mare lucru despre programul respectiv, că abia se-și luase și el și așa, dar îți dai seama că la momentul ăla știa mai mult decât mine. Da. Și într-o zi, fără să întreb, fără să nimic, am zis, bă, dacă gen, în Ableton se face muzică, hai să-mi stai și eu să văd cum e. Ce tare. Și inițial am luat să full studio, am uitat la el și am zis, na bro, fuck that shit, nu fac nimic cu asta. Hey. Și după aia am zis, bă, stai că Ableton ăsta parcă pare mai intuitiv, mai tare. Și am luat Ableton-ul și am început acolo să fac prostii și a venit tata la mine și mi-a zis, uite, folosești, pui drum rack și spui acolo un kick și o din aia și îl folosești și nu știu ce. Eu am avut și norocul că eu tot timpul eram copilul calculator când eram mic. Și eram ăla de la... De la info de la școală, de i-a ajutat pe toți, gen, da. Că nimeni nu știa. Da, și am început acolo să fac prostii de ale mele. Și știu clar că primul lucru pe care l-am făcut, sau unele dintre primele lucruri pe care l-am făcut, a fost să fac un beat pentru un rap battle dintre Ștefan și un prieten de-a lui care făcea și el YouTube, înțeles? Chiar erau alea cu Shelly, da. Rap battle... Shelly vs. Vlad Munteanu sau cine mai era atunci și mi-a zis Ștefan că eu vreau să fac rap battle cu prietenul ăsta meu, fă-ne un beat de la Harse. M-am apucat acolo, am stat zile și nopți să fac și am făcut gen un minut și Noxu. Eram foarte mândru de ce am făcut, era ultima prostie, știi, și până la urmă n-am mai făcut absolut nimic. Și de acolo a început, de acolo de la chestia aia cu rap battle, am început eu să mă mai lucrez acolo, să fac, mă pasiona, am început să mă pasionez, să mă intereseze. Și tot că eu am postat la mine, aveam un desk mic de la Bobosidă și bâzea și făcea bip, bip, bip. Era de la Sony, nu? Da, gen. Da.
George Miracle. Mâncat de fraie meu, gen, că fraie meu se jucat pe calculator, urla la copii pe, pe Overwatch și mestecat din microfon, gen, băg lua în gură. Și a dat David Pitariu. Asta e tipic. Asta e, acum o să-i dau, i-am zis o rulă, David, dar David acum e exemplar. Bine, nu că, era, nu că nu era când era mic, dar acum nu mai bagă microfon în gură. Și îl chemam pe Ștef la mine și făceam muzică, eu făceam beats-ul ăla lo-fi, care ascultam la momentul respectiv. Yeah. Și Ștefan venea și cânta ce putea el atunci să cânte. Alarmat. Da. Muncă fără rezultat. Ați alegit chiar eu pe Ștefan. Muncim luni întregi. E a doua piesă e păcat. Da, e prima. Wow. Este timpul. E prima. Și o piesă lo-fi care începe gen așa, e gen un pian lo-fi, e un sample din ăla de la auzi. E o chitară, de chitară. A, da, e o chitară, pardon. Și sunt eu care gen zic definiția din Dex, gen a timpului, zic timpul. Mediu omogen și nedefinit, analog spațiului în care iau loc, nu știu ce, nu știu ce. E ce avantgardist, bă. Da, mă, cu aia să mor, gen. Putem să te uite în pace, gen. It's like culture. Ah, wow. Da, putem să vedem niște piese de la noi. Să vedem pace, e a doua noastră piesă, gen. Da. Oh, yeah. Da, ne-am gândit. Bă, da, și gen... Asta a fost ideea de ce m-am apucat să facem muzică. Practic, eu tot timpul, cum a zis și cum am postit și cu Ștef cu chestiile astea, cu parcurul și cu tu știu, eu tot timpul m-am apucat să fac chestii de-astea. M-a pasionat să fac ceva. Cum am zis și cu After Effects și cu Premiere Pro, la un moment dat am încercat să fac un joc, gen am lucrat în Unity. Da, tot timpul am încercat să fac prostii de-astea. De doer. Da, și așa am început cu Ștef și am început să facem muzică împreună. Ți-am zis că asta, chestia asta, timpul e prima noastră piesă, pacea da noastră piesă, nu mai există astea nicăieri absolut. Time and peace. Așa. Asta câți ani aveți sau când ce ani era? Bă, acum eram în a șasea. Eu eram în a șasea, era la a opta. Mi se pare crazy cu ei, în a șasea nu făceam nimic. Da, cam așa. Serios? Păi de-abia intra, cred că între a șasea am descoperit skate-ul. Coaie, în general, I was going crazy și eu tot așa, gen, like, absolut orice apucam să găsesc să fac, făceam și, adică și eu am avut filmele astea cu parcurul, cu parcurul, canal da. De YouTube, cu nu știu ce, eu făcusem un canal. Cu netul n-am prins-o pe asta, coaie, zici că-s boomer, să-mi bag pula. Adică nu e diferență foarte mare între noi, dacă e idee, nu prea am stat o bună parte pe net, general, că îmi plăcea să stau afară, că cați, stăteam 12 ore pe zi la skate, adică era fun. N-a venit nimeni telefon, filmam cu bricheta, îmi pune tricul de skate. Aveam un canal de unboxing, dar nu știu cum se mai cheamă. Canal de unboxing? Da, I was like unboxing. Așteptam desperat de coaie, că mă uitam la unboxing. Îmbalai chestii ca să le faci unboxing? Nu, doar stăteam și așteptam. De fapt, nu, și asta cu ambalat, am făcut, o făceam la tech de curs, ziceam, mamă, tech de curs, nu știu ce. Ești un scam, ești un fraud, nu mai fă, ne simțit. Știi? Și de asta și mai aveam un canal în care gen like puneam muzică pe care nu o găseam pe YouTube. Oh, wow. Știi? Mm-hmm. Cred că încă există, trebuie să stau să caut. Dar acum piesele alea există copyright. Pe YouTube. Na. Maybe. E chill. Wow. E chill. They don't know. They don't know. They don't know. Oh, they don't know. Și tu, Ștefania, zine, cum este drumul tău? Zi tu cu școala ta. Cum este drumul tău? Cum e școala ta? Ce vrei să le transmiți? Pe cine în jury? Eu am fost, am fost all around când eram mic. Gen, am făcut nu știu cât timp, dar am făcut și pian și am ajuns să fiu destul de bun, adică cântam așa la două mâini, mă descurcam. Dar for some reason, cred că din cauza banilor cumva, cred că m-a lăsat, cred că nu-și mai permitea ai mei, cred, nu știu, sau nu mai îmi plăcea mie asta, nu mai știu exact. Dar mereu am fost așa, nu știu, îmi plăcea cumva să... N-am avut niciodată emoții să fiu în față sau așa, la serbare, gen... Știu că la grădiniță aveam o secvență cu rock, știi? Și toți copiii stăteau gen așa. Și eu luasem gen stand-ul de microfon și gen făceam nebunit din ăla, dădeam așa din picior și făceam se vede cine se uita la nevăstui ca rock cu aia. Da, eu chiar eram copil de desene, adică aveam limbaj de desene, te luam cu amice, cu nu știu ce, gașcă, știi? Eram foarte așa. Mamă, bro. Și deci ești copil de Disney Channel, presupun. Nu, Cartoon Network. Cartoon Network, da. Damn. Dar ai prins și astea, gen Fox Kids? Na, și înainte de Fox mai Jetix. Jetix, da. Fox Kids, bă, Jetix și Disney. Eu am crescut cu... Bă, mie îmi plăcea foarte mult gen Gumball. Și acum Gumball e un desen care îmi place mie foarte mult, pentru că mereu cumva... Gen, eu cu fraiseu, cu David, suntem ca și Gumball și Darwin, știi? Și mi se pare așa amuzant, gen... That's something we would do, efectiv. Bă, chiar se mișcă live, rău. Nu, nu știu. Se mișcă în preluare, gen. Are un pic, dar se au... preluare, ziceți și voi dacă se aude bine măcar, că dacă da, se aude bine e verific. Important. Aia contează. Da. Că e de la net de aici. Probabil e de la live. OBS, nu, de la live. E de la net și nu e de la live.
Nu e de la OBS? Am fost aici, am încercat să-l reparăm. Oameni buni. Și tot n-ai suferiți reușit. Pentru și Ștef tot n-ai reușit. Și George. Bă, și tot n-am reușit. Oricum, du-te, deci, dracu, și repară. Orice e mai bine decât primul live al lui Alex Bidman de pe Twitch. Orice e mai bun decât primul live al lui Alex Bidman de pe Twitch. Ăla era direct. Care din ele? Outlast. Că am avut mai multe prime. Nu mai știu, nu mai știu. Am avut mai multe prime experiențe cu live. Ăla, mă, frate, da, a fost... Nu știi și tu, Zin. Cred că eram cu tine chiar. Da, nu mai știu. Dar nu mai știu exact. Știu că râdeam cu el, că nu te auzeai, nu te cu Nova. Nu mă auzeam, nu mă vedeam. A, nu, ăla care ați făcut, era Beat Battle-ul lui Nova, mi se pare. Da, mă, wow, a trecut un an de atunci, what the fuck. Exact, and I've upped the game a lot, baby. Da, I know, am fost acolo. Ai fost? Pe bune? Prezent. Da. Când? Am fost la tine acasă. I'm just kidding. Uite ce petrecăreț ești. Nu. Mă las, uite, acum mă las de petreceri. Live. Ce? Ai brățara din control? Nu. Mă las de petreceri. Da, ba da, nu, ești brățara din control. Aia albă ce e? Mă las. Aia albă e de la Eric Sev. Ați văzut ieri meciul? Bă, numai bă, secvențe. Da, trebuie să plătești, frate. Susține și voi. Nu, 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 că luam, dar nu știam. Exact. Susține și voi. Am vrut să mă uit, dar nu știam. Dar s-a întâmplat o fază de aia, gen cineva face la un moment dat prezentatorul, căci că Orlando nu știu cum, vă rugăm frumos, închideți live-ul, că gen, după aia a venit direct toți băieții da, la o masă. Toți da, toți da, făceau. Că nu ne susțineți, că nu știu ce, că nu-i frumos, că bă, nu, pe sus la o dată. Eu gen, what the fuck? Eu am crezut că se face pe YouTube sau ceva, nu știam că gen trebuie plătit. Și da, am uitat după aia, am căutat pe net ca să mă uit, că vreau să mă uit. Zici că e bătaie cu câini, să mă uit. Nu eram la studio momentul în care s-a întâmplat bătaia, știi? Și n-am găsit absolut nicăieri. A fost păi, interesant. Poți să plătești să te uiți. Ce private. E pay-per-view, 50 de lei sau ceva de genul. Mă rog, oricum, ce a fost, a fost, OG-ul a câștigat. Mai pat un cetățen. OG-ul a câștigat. OG-ul a câștigat, i-a lipit niște. A fost un meci destul de slow, dar, bro, următorul meci, Vicenzo cu mocanul ăla, doamne, uai, tu știi cum a fost. Bă, dar mi s-a părut că am văzut pe TikTok, că a fost gen 10 secunde sau 10 secunde. Bă, a fost foarte scurt, dar am văzut replay, vezi că Vicenzo i-a luat... Și la i-a dat păi suplexul. Da. Păi eu de asta eram boss. Gen că Vicenzo ăsta, final boss, își lua bătaie, bă, la un moment dat îl prinde pe ăla așa. Bă, și-l ridică. Am văzut aia. A fost crazy, da. Bă, ideea e că praful lor, că se duc acolo și fac show respectiv, chiar dacă ei chiar se bat, gen, dar e un show. E un show. E praful lor. Da, și e funny rău. And they get paid for it. Da, nu contează cine că câștigă sau că nu câștigă. Ideea e că they show up, gen. Știi? They really show up și chiar se duc acolo și se bat, gen. Eu n-aș putea să fac asta. Ar fi crazy să... Bă, și chestia că e public. Și chestia că e public. Bă, publicul e... Te provoc live la Black Rhino Radio. Cum ar fi? Uite, data trecută noi am fost și la primul. Care a fost la Gala data trecută? La cu Gala... cine? Cu Exploit și cu... Da. Viper. Da. Și... A fost Blat. Okay. Am fost și acolo și am fost și aici. Acum, parcă de față de data trecută, oamenii s-au mai... Cum să zic? Publicul s-a mai... Distins un pic, exact. La modul gen... Parcă... prima oară era toată lumea tăcută. Nu zicea nimeni nimic. Acum, ușor, ușor... S-a mai vorbit, s-a mai urlat. Bă, la următorul... Cred că o să fie distracție. Hai și la următorul. Da, să mor tu. Jur. Uite, eu planific, dar se fac gen, chestia asta se anunță cu luni întregi înainte și până se întâmplă evenimentul, eu uit, gen, că se întâmplă 15.000 de evenimente da, care se duc și vorbesc. Da, mă, trebuie să faci de invitație, de aia. Păi ești chemat. Da. Stai, ești chemat. La... Deci nu poți să te duci dacă vrei, să fii chemat. E ca la Hogwarts. Gen. Ah, ok. Și am vrut să mă anturez. Trebuie să sare într-un perete ceva. Nu știam, nu știam. Atunci, Eric Sef, chemați-ne. Aia zic. Nu să ne batem, ci să ne uităm. Să ne uităm cum vă bateți. Da. Acum, Steph, continuă să povestea. Da. Bă, să mor eu. Mi-a luat zone out acolo un pic. Pui mei, și-am făcut pian. După... Îmi place că ai știut de unde ai rămas. Oricum, eu n-am venit dintr-o familie muzicală. Cumva eu trebuie să găsesc totul singur. Eu am fost copil internet, știi, copil YouTube. Am făcut erai tenis. Amicul, exact. Am făcut tenis vreo gen 7-8 ani. Da, am făcut tenis. Ce? Amândoi am făcut tenis. Da, bă, dar eu am fost... El a făcut mai mult timp. Eu am făcut bun rău. El a făcut mai tenis ca tine. El a fost bun rău, eu am fost... El a fost cel mai tenis. Pe bune? Chiar ești bun la tenis? Bă, și acum cred că ești destul de bun, da. Spale. Blană. Știi să joci ping-pong, adică?
Gen, dacă știi tenis, nu. E bun la tenis. Ești? Nu, dar o să îmi vine, adică dacă mă lași în 10 minute să mă acomodez, îmi vine super natural, știi că așa, o să am tendința să le extind așa ca la tenis de câmp, dar cred că mă descurc. Am mai jucat ping-pong. Nice. Tenis de masă. Așa. Anyways. Da. Și aveam acolo un prieten care mi l-a arătat pe Shelly, știi? Și cumva am găsit un video de la Shelly, nu știu, tipuri de profesor ce era pe atunci. Și m-am uitat la toate, știi, și mi s-a părut cea mai șmecheră chestie și atunci m-am apucat de vlog prin 2014, știi? Și era, mă rog, acum am zis mai devreme, era faza că genii mei nu mă lăsau, îi furam telefonul lui taicu meu, făceam un cont, îmi dădeam sign out și nu țineam minte parola și de fiecare dată când îl furam, îmi făceam un cont nou. Da. Prima oară am fost prost și mi-am dat seama că gen, băi, eu efectiv am făcut toate videourile astea gen pe contul lui main de YouTube, știi? Adică omul dacă gen e one click away să găsească tot canalul, știi? Și gen, da, gen până acum am șters toate videourile de pe ăla și mi-am făcut propriul meu Gmail. Cred că până acum 2 ani, dacă căutai Ștefan, gen, dacă căutai numele tatălui tău, găseai alea, gen. Nu, videourile astea sunt șterse, gen, de atunci. Dar găsești canalul lui tată, dacă căutai. Găseam, gen. Nu o să vă zic acum. Dar, era să zic. Da, am tot făcut vlog și, cum a zis George, într-o zi mi-am dat asta cu rap battle-ul, că pui mei, hai să facem nu știu ce. Am făcut timpul, pace, piesele alea și am mai zis asta o dată, dar o să zic, trebuia în a șasea să merg într-un proiect Erasmus în Polonia, știi? Și am primit 350 de euro bani de buzunar de la proiect Erasmus și niciodată n-am făcut un money move așa de smart care gen chiar să mă ajute. Și am zis, bă, am aici 350 de euro, eu am 12 ani, real vorbind, ce fac eu cu atâția bani? Mi-am pus vreo 80-70 de euro deoparte și cu restul m-am dus în Polonia. După ce m-am întors, aveam mai 70-80 de euro, mi-am luat un Blue Snowball din al negru de YouTuber, mi-am luat Audacity și gen de acolo cumva am început. Wow. Înainte eram smart rapper, eram foarte lyrical-mirical, la modul gen, ta, mumble crap, autotune, ce netalentat sunt eu aici care știu să dau un miliard de silabe într-o secundă și dau numai gen, n-avea niciun sens ce ziceam. Am făcut remixele. Ascultai Eminem, gen. Care era FPS-ul sau DPS-ul tău, dume per second? 45 de milioane de dume per second, eram ungodly de bun. Și când puteai să cânte rap cat, gen. Da. Mergeam la Cambridge cu un prieten din Sibiu. Can you still do it? Hai, jur. Asta era flexul. Eu mergeam cu Ștef pe stradă la tovarășii și noștri de pe stradă, din cartier. Și cu aplicațiile alea cu drumpeduri, știi? Da, cu trap, nu știu ce porcării. Și eu făceam alea și gen. Core memory. Deci eram cu ăsta la colț de stradă la el și eram cu prietenul care erau mai mari, știi? Și eu, ei cumva gen ziceau, da bă, ești tare, dar făceau mișto de mine, dar pui mei, eu nu-mi dădeam seama, eram gen, yeah, they fuck with me. Și gen, atunci eram fan fotbal și era gen Gareth Bale, care își purta părul într-o cordeluță. Deci imaginați pe mine, copil mic, gras, cu gen părul așa, cordeluță, cu mă duc la ei și eram gen, ei, yo, peep this. Unde pula mea sunt banii despre care dai cu cioc? Am un labofin. Și eu de timp era pe drapeturi, îi făceam beat-ul gen. Da. Și eu n-aveam nicio treabă, că nu știam să țin așa, dar suna hard. Un fel de Lina Golden. Cum cheamă? Tip-top. Tip-top, așa. Da, tip-top. Eram cu el, gen, avea bank beds înainte și eram în patul de jos și eram acolo pe telefon, pe burtă și aveam trap army, care au chestii să-i învăț parte lui chilafon. Mai începe, bă, că ne-au de mama. Da. Și, bă, după am dat de cumva autotune și ce minuni poate să facă. Voloco. Wow, am făcut câte... și eu primele piese, da? Da, sau ăla de la Smule, bă, cum se numea? Autorap, da. De da, gen, înregistrai whatever, nu trebuia să cânți și îți dădea el vocode pe niște preseturi ce le aveau acolo și te făceau să cânți cumva. Mm-hmm. Mă rog, și-am dat de autotune și-am dat și de Post Malone în perioada aia, știi? Și eram, mamă, cu aia Post Malone, știi să facă? Da. Și gen prima mea piesă cântată, bă, mă jur că vă găsesc, e un cover făcut la Psycho, de la Post Malone cu Ty Dolla Sign și așa. Legit? E prost rău de tot. Piesă cântată? Da, am cântat gen bine, în gamă. Aia, da, dar trebuie să-l găsesc oricum. Eu nu știam asta. Ia bagă, ar fi fun. Da, stai, trebuie să-l am aici. Psycho. Dacă ești willing să ne arăți. Let's go, l-am găsit. Aveți nevoie de... Ah, ok, stai, solicitați acces, că îmi dau acces de pe celălalt cont. Ți-a dat... Nu, că eu mi le trimiteam, eu aveam două mail-uri și gen...
Ce? Ba, nu, că nu aveți la laptop. O să pun la microfon. Bagă. Da. Stai, că am primit... Aveai parental lock pe cont? Nu, mă, gen, e cu drive-ul, e cu drive-ul, e cu drive-ul. Da, ok. Dar nu știu de ce nu merge. Mă rog, și gen, la mine e foarte vag, nici eu nu știu, cumva... Nici nu gândeam foarte mult, eu doar făceam, până am ajuns în punctul în care, gen, bă, chiar pot să cânt cât de cât și pot să scriu niște versuri. Mă rog, a fost nevoie de un milion de try-uri, știi? Adică și cu el, noi făceam ultimele prostii de piese, gen, Da, mergeau. Blues. It's gen, try and error, știi? Adică... Era tare atunci, că mergea repede. Da, da. Adică noi puteam face, chiar dacă era piese nașpa, gen atunci puteam face 15 piese pe zi și ziceam, mamă, cât de tare sunt, cât de tare sunt toate, cât de șmechele sunt. Băi, am foarte multe albume, am foarte multe albume. Acum, gen, adică da, pot să fac 15 piese pe zi, dar știu că o să fie toate nașpa rău de tot. Și gen, nu-ți dai seama că nu o să le fac. Mă, frate. Da. Ah. E tare, bă, să ai inițiativa asta de când ești mic, gen, to get to this. E tare, tare. Ai ghiștit-o? Bă, o să mai tot încerc, dar o să vorbesc uite, ca să nu... Uite-te la contul cu care ai trimis mail-ul. Da, mă, că ăla are drive. Deci stai, eu dacă caut aici... Puteai să dau și eu o pauză? Da. Da. Puteți dăm o pauză până căutăm... Da, vreau să fumez o țigară. Aia zic. Și vin eu cu o piesă, stai că vin eu. Aici, de la... Uite, de la băieți. Bă, piesa asta e foarte frumoasă. Este... Da, mă, bă, da. Băi, uite, ai știu Bitman, s-a uitat. Da, mă, știu, da. Ce, RTJ? Da. Hai, să vedeți când ce eram, ascultă. Efectiv, eu am cele mai de copil povești. Deci eu următoarea piesă, gen, de artistul ăsta, o știu că eram efectiv în fucking săptămână altfel și mi-a trimis Bitman piesă. Săptămână altfel. Fly Girl. Yeah. Yeah. Check this out. Day. A, nu cred că sunt pornite boxele. Baby, why is it you want to want you? Is it cause I got no chance with you? This time my wife away my tears. Tonight I want something real. I just write these songs hoping you get yours, but you don't care at all. Show me pain. Ooh, baby, please. Bust it for real.
to y'all, yeah. I ain't gotta take it to the head. She doing whatever to get in my bed. I be like, here we go again. I wanna leave the club right now, babe. I wanna leave the club right now. I'm feeling this shit, it's thumping. But I'm finna get you out of here. I'm off the mud right now. My bitch text my phone, leave the club right now. Make excuse, the kids need me, I'ma do it right now. Quarter ticket for the back end, going to court right now. They see, gotta watch the stories. Told me if I lied, then she probably turn the lorry. Your friends over there, when I pull up, we having orgies. I don't care if your fence, the page private, don't record me. Smirk, Richie my arm. I can't fuck a bitch who said some slick shit to Dom. No cash on me, I just said a scammer, get a room. Innocent in the club, but she wanna try shroom. I want a cougar. Thirsty to leave, I'ma hop in a Uber. If you ever heard I fucked your friends, that's a rumor. But I ooh, baby, please bust it open, show me things. Ooh, baby, please bust it for a real thing. Section. In here for hours, I let the glow in extra. Speed down that highway, it's looking kinda reckless. One hand on that wheel, and one hand on that text. Where you at? You got 10 minutes before you miss out. Come on, drunk, tell him like you better had it dick out. Wet flow sign is pussy, that's a warning, it might slip out. Get back shots from my woot the woot, my nigga think I'm still out. He dig me down and took my soul, he trying to make me stalk him. Little dude, he know after I leave, I'm finna block him. Niggas gon' be niggas, who the fuck am I to stop him? Ayy, put me for a show, it's 40K for me to rock it on the gun. Niște vibes, niște gălăgie în chat, vă rog, pentru Ștef Costea, wow, și pentru George. Și pentru George, Ștef Costea, George. Yeah. Păi nu, ăstea erau ei, gen, care vorbeau. Și also, dacă aveți any questions, întrebări, chestii, am văzut că cineva întreba, zică, reacționați și mă ajutați și pe mine cu o reacție la o piesă, vă rog eu. Dar n-avem, acum se aude, la totul. Dar n-avem, n-avem net, îmi pare rău să zic. Gotta watch my mouth. Să mă uit la gura mea. Și thank you for being here. Revenim în scurt timp cu cu interviul Ștefan Costea, dar până atunci ia dați-l dracu și ascultați piesa asta mișto. Let me dream of you. What a wicked thing to say. You never felt this way. What a wicked thing to do. To make me dream of. No, I don't wanna
never dreamed that I'd love somebody like you. I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I wanna fall in love. No, I wanna fall in love with you. Ai primit rolul. Alert. Facts going crazy. Ștef Costea. G. Pitaliu. Your host with the most. PJ. Dogai, Benny, Alex. PJ și Kanka. Black Rhino, Rush Hour. We yes, back. Sir. Bă, tocmai am, funny enough, tocmai am realizat că avem o sirenă gen în studio. Ia auziți aici. Cod Morse. Help, help, SOS, help. Dă din ala galben. Wow. Wow. Wow, wow, wow. Știri picante. Cu bomba clat. This is crazy. Nice. Bre. Ne întoarcem cu Ștefan și cu detalii picante din viața ta. Bă, frate, da, până acum am vorbit de trecutul tău, dar vreau să te întreb o chestie. Mai spune. Ce viziune ai tu pentru viitor? Ce planuri ai pentru viitor? În sensul în care ce ai de gând? Care, what's your muse? Care e inspirația ta? Ce vrei să faci? Unde vrei să ajungi? Who's your daddy? Iar din nou. Nu o să-i zic numele. Wow. Nu o să-i zic numele. Bă, gen, momentan vreau cumva să mai îmi trăiesc câtă copilărie mai am în Sibiu și să efectiv live life, să învăț chestii pe puii mei. Să dau greș, să mă lovesc de chestii și afterwards, bă, eu aș încerca să mă duc un pic mai internațional. Mă gândeam la Anglia un pic, nu știu de ce. Îmi dă așa, nu știu. Mi se pare că m-aș simți bine acolo. Right. Dar în principiu e cât de, vreau să văd efectiv cât de departe pot să duc. Cât de departe? Ironically enough. Concret, momentan concret nu pot să zic exact ce vreau să fac. Astea sunt niște discuții pe care ar trebui, nu știu, să le am eu la un moment dat cu George, știi? Nici nu știi ce-ți rezervă viitorul. Da, asta zic, cumva eu sunt foarte cumva go with the flow. Nu am acum toată viața mea. Nici nu trebuie, adică cumva planificată, pentru că cum o să creez niște standarde, știi? Și dacă nu o să reușesc să le ating, o să fiu foarte dezamăgit de mine. Eu o să încerc mereu să fac, să dau cea mai bun, să fiu un om corect și într-un final sper cumva să mă răsplătească, gen, să vină de la sine rezultatele și așa. Eu vreau să fiu fericit. Aia contează. Urăsc să fiu stresat, urăsc să fiu anxios, vreau să fiu fericit și dacă muzica poate nu o să mai ofere asta, eu o să-mi găsesc ceva, sincer. Deci, dacă ajung să lucrez ca pădurar, nu știu, să fiu în munți, eu într-o cabană cu un record player sau așa, eu sunt mulțumit. O, m-a putut zice orice a zis pădurar. Da, da, frate, eu nu știu, eu... Profesor de limba română. I'm chasing a simple lifestyle, sincer. De limbi străine. Profesor meu a fost rapper când era tânăr. Cine? Păi lyric mastermind. Adică elevii tăi, gen, proful meu a fost cu interes de R&B, ce știți voi? Da. Că e proful meu, e Ștef Costea, îți dai seama. Exact. Mi-ar plăcea să, cum ai predat tu la facultate atunci, mi-ar plăcea să fac ceva, dar ce până preda? Atunci... Bă, uite, asta zic, că nu știu încă. Încă vreau să-mi găsesc o chestie pe care cumva să știu că o stăpânesc foarte bine. Și asta cu muzica, nu sunt chiar în halul de autosuficient să zic, bă, cât de bun îs, că acum e gen, ăsta e picul, asta știu. Mie mi se pare momentan că sunt foarte... Încă experimentez, adică e mult de explorat. Hai să de ce te întreb. Uite, și o să-mi dau exemplu că ai zis de ce am făcut la facultate acolo. Cumva eu am mascat acolo ca și cum ar fi fost un curs de muzică. Eu am anunțat-o că, vai, Doamne, e cursul meu de muzică, dar tot ce am predat eu a fost orice, dar mai puțin muzică în interiorul cursului ăla. Și la ce mă refer e că, gen,
ok, tu poți să intri pe YouTube how to make beats, poți să intri how to sing like Bryson Tiller, like Steph Costea și Alex Bidman seara asta sau whatever, you can do all that. Gen, și informația e acolo, dar gen, the stuff that people don't teach you e fix mindset-ul. Da. Știi? Și mie, la fel cum ai zis tu, bă, eu nu cred că stăpânesc cel mai bine producția, as in, bă, frate, sunt ieșit din comun producer, pana mea, whatever, regular person, sau mixer, sau cântăreț, dar gen, e felul în care combin chestiile și în care gândești lucrurile. Da, and fix. Cumva, uite, eu nu m-am gândit că my mindset was good to teach și de-aia te întreb și pe tine, ce ai, de fapt, what do you think is your value în muzică? Ce ți se pare că adaugi nou la masă? Bă, cumva așa o vulnerabilitate, I guess. Eu mă consider o persoană destul de sensibilă ca fire. Eu sunt foarte afectiv așa. Îmi zici ceva, ok, cool, nu știu ce, dar rămâne cu mine. Știi, cumva asta vreau să dau mai departe. Cum e, pui mei, Corny, dar Party Next Door, știi? Asta mi-ai zis tu, bă, are pe TBH, știi, versurile alea, știi, cumva. Da. Aia vreau să las, știi, la modul, bă, știi? Yeah. Realness. Acel realness. Și vine din sinceritate. Da. Bă, uite, eu cumva nu știu exact acum pentru că e și vârsta mea, știi? Eu încă mai trebuie să trec printr-o grămadă de lucruri, știi, ca să pot să zic că, bă, uite, asta vreau să fac. Și e aware de chestiile astea, știi, și genunțul e... Da, pui mei, nu știu. La un moment dat am avut așa un film de autosuficiență. Probabil că am văzut niște numere, că nu știu ce, dar a durat două zile, știi, și am zis, mi-a luat așa în cap. Ce tare. Și m-am pus și am ascultat, gen, nu m-am uitat tot tipul încă o dată și am zis, bă, frate, ce pui mei, mai am atâtea de făcut, asta e gen, sunt la poalele muntelui, cum ar veni, știi? Na, trebuie să trec prin chestii, sunt foarte multe chestii prin care n-am trecut. Eu am impresia că am o problemă, nu știu, cu, să zicem, un label, un căcat. Astea sunt așa, pistol cu apă, știi, pe lângă căcaturi care chiar se pot întâmpla. Pot să-mi dau de boală, pot să dau de nu știu ce. Da, e nice că ești așa grounded, știi? Și aware de chestiile astea și mi se pare tare. Și pedepsit. Vorbeam aseară cu prietenul meu, Tudor, shout-out. Să mor dacă nu ai dat în fiecare episod. Steph Costea e tare. Shout-out. Nu e nicio problemă, am GSL. Vorbeam de asta, am avut o discuție lungă de generații și de cum, ce impact au fiecare generație și ce aduce fiecare generație și diferențele dintre generații, știi? Mm-hmm. Generația Pokémon Go, generația Cartoon Network, da, noi. Generația TikTok. E funny, știi, exact. Da, am avut și eu discuția asta. E generația care vede lucrurile total diferit și vine cu un alt bagaj de cultural sau alt vibe mult mai true și mai bogat sau mai curajos, aș putea spune, știi? Nu vreau să sună boomer, și dar gen pe bune. Adică procesele mele, cel puțin generațiilor mele de conștiință, sunt mult mai judgy decât ale voastre. Da, da. Știi, adică la voi, coaie, fuck it, let's do it, I don't know, sky's the limit. Și la noi începem, stai mă, coaie, că nu, că trebuie să te gândești, că dacă e aia, știi? It's a lot of process. Yeah. Chestie pe care probabil ne-a făcut să stagnăm sau ne-a făcut să vedem lucrurile dintr-o altă perspectivă. Da. Mult mai judge, știi? Chestii pe care nu o văd la generația voastră, știi? Ceea ce mi se pare dope. Nu numai voi personal, ci gen like youngies, știi? Ce zic că mai am prieteni care fac haine și așa, zic că bro, și eu am brandul ăsta de haine și gen chiar mă super chinui să make it și whatever. Și ăștia vin și fac așa, bam, bam, desenează niște pantaloni, fac o chestie, bam, 10 bețe pe o perechi de pantaloni. Da, chiar că bam. What the fuck? Da. Știi? Bă, uite, Alex, acum m-am gândit un pic mai bine. Mhm. În viitorul îndepărtat, nu știu exact, dar în viitorul apropiat, ce am acum în plan, cum ar veni. Right. Și cred că e valabil și pentru mine și pentru George. Noi ultimele 6 luni le-am petrecut în studiouri relativ mari, profi, știi? Right. Cumva tot așa corporate, cumva aranjat. Și mi se pare un pic în mediul ăsta, dacă sunt constant, stagnez un pic din punct de vedere artistic. Și lately, de când n-am mai venit la București, nu știu, o lună, două, am început foarte mult să fac muzică din nou acasă, știi, doar eu în dormitor,
un microfon crappy rău de tot, o interfață, a, interfață e bună, mă rog, da, nu astea, acustica exemplar. Crappy. Ce interfață? A, nu știu că tu nu ai. Nu, eu am un Roland. Da. Ce interfață aveți? De ce, Quad eu, Capture. Îmi lasem eu un Roland, dar nu merge pentru Mac, știi? Da. Și am făcut schimb cu el. Și am luat Scarlett-ul ăla jigos și am dat eu lui Roland gen. Dirty. Na, și acum cumva am realizat, deci în viitorul apropiat și pentru mixtape-ul ăsta care îl fac acum, vreau să fie făcut cât de mult posibil la mine acasă, în cameră, în Sibiu, știi? Pentru că mă gândesc că, bă, eu acolo cumva am inovat ca artist, eu acolo m-am trezit că vreau să fac R&B, acolo mi-au venit cele mai nebune idei, știi? Acolo e sosul, gen, da. Energia potrivită, din nou, astea ca vai. Acolo e camera mea, acolo mă simt cel mai confortabil, știi? Adică sunt într-un studio, da, cu, uite, un artist, un producător pe care nu-l știu eu. Nu-mi vine așa ușor să scriu niște chestii foarte personale, știi, prin care trec niște... True, da, da, știi? Uh-huh. Acolo scrii niște versuri care să sune bine și lumea să zică, bă, da, wow, știi să cânți, știi, e fix așa. Și asta mai e o chestie, da. Tot așa, o chestie, doamne, cu Ștef. Mă aud în microfon? Da, ok, e chill. Tu mai ai căști? Okay. Da, am căști, dar mă aud de mine. Ah, okay. Da, se aude încet. Ideea e că eu cu Ștef, uite, de exemplu, eu las pe Ștef, îi dau Ștef să zic, las fac o piesă de la casă singur și reisează el singur la casă. Și după aia zic, bă, hai la studio și facem noi o piesă de la zero. Piesa pe care o face la casă singur e mult mai bună, din punct de vedere liric și genii, ca cum cântă și tot alea, pentru că nu știu ce face omul, dar cumva la el acasă cântă cel mai bine, gen. Păi că oferă, cred că de asta e valabil, general valabil, că oferă din intimitatea ta, știi? Da, da. Păi băi, care... eu acasă îmi pun, scuze că te întreb, poți? Zi. Eu acasă îmi pun efectiv căștile, mă aud gen cu, doar cu autotune în căști, nu știu ce, bă, mă frustrează, gen, că mai-mi zice, de exemplu, când trebuie să pun o piesă pe, nu știu, pe streaming, eu scriu versurile ca să le pun acolo pe Spotify numai după ce fac piesa, știi? Mă pun cu căștile și e totul efectiv freestyle, știi? Și cumva nu mă gândesc la nimic, ca sunt super odihnit, așa, și efectiv las să curgă totul. Și e cel mai natural, așa, nu știu. Mi-așa îmi place să fac muzică. Bă, da, și mi se pare că așa e cel mai true. Da, adică da. Livrezi un produs... care poate să vaibuiască cu... Și toate piesele mele bune cum ar veni și, de exemplu, nu mă uita de pe EP care e gen printre preferatele mele, da, și așa. Da, în cameră. Sunt toate versurile care îmi vin, sunt așa niște versuri, merg de la școală către casă și îmi vine o dumă în minte, efectiv, sună, phone is ringing, dar nu sunt însurat, gen prostii din astea, da, știi? Da. Ascultând beat-ul, ascultând nu știu ce și după aia e efectiv entuziasmul ăsta de a ajunge acasă și de a face piesa, știi? Efectiv cât de frumos se desfășoară totul. Deci asta e ce vreau să fac în viitor apropiat, să stau mult mai mult gen... Acasă. Homegrown, efectiv, să stau la mine în cameră, să stau cu George la el, așa, și să facem muzică. Adică noi acum un an, cred că a trecut un an, da? Am făcut un album super crazy pentru vremea. Nu era mixul cel mai bun, nu erau versurile. L-am pus la sau toată lumea, l-am pus 1 milion de ori la toată lumea. Da, Beatman knows, tu guy knows. Ăla a fost debutul, ăla practic a fost debutul nostru ca artist pe care nu l-a auzit nimeni, doar ce trebuia să-l audă. Da. Da, și e funny că you kind of made it ca un fel de listening party de fiecare dată, știi? Da. Și îmi place, bă, eu asta m-am apreciat foarte mult la voi, că putea să fiți, mamă, și pui mei, n-avem răbdare, hai să facem, nu știu ce, dar voi chiar ați avut. Da, și oamenii ăsta să asculte. 3-4 ori de câte ori l-am pus acolo și cât durează albumul, la 25 de minute, lumea a tăcut și chiar a ascultat, știi, și eram, wow. That's cool. These are real music people, real music people, știi, care sunt acolo pentru arta în sine. Genuinely were interested in hearing it, știi, gen, nu e o chestie de asta, dar sincer mi se pare că suntem, at least eu aș putea să fiu și genul de om care să zic că, bă, nu-mi place, skip. Știi, dar că I always liked it. Da, întotdeauna mi-a plăcut, știi? Perspectivă, știi? Și asta și la voi, de exemplu, a fost o chestie care gen la știi cum e, mai vin artiști la studio și they're popping and all that, I'm not impressed by any of it. Știi, dar voi când ați venit sau de exemplu când l-am mai auzit pe Candy Boy sau când l-am mai auzit pe Spice, gen la voi am fost impresionat și am zis, bă, kudos, gen, this is some real shit. This is not, like, replicated from anything. This is, gen, original, știi? Nu încercați să impresionați pe nimeni, this is yourself. Noi doar am finit cu bagajul nostru de acasă. Yes, and that's unknowingly. Good. Eu, nu știu, adică noi am simțit un fel de... Adică ne simțeam, practic, că ar trebui să... Dacă tot venim, știi? Dacă tot venim și v-am portit să cunoaștem oameni gen, dar noi când am cunoscut cu Alex Beatman prima oară, eram gen wow. Când ne-am cunoscut cu Alex Beatman prima oară, am făcut seară de seară. Da, gen, era crazy și cumva am simțit-o cumva ca și cum, bă, uite, gen, ne-am cunoscut cu omul ăsta, dar gen, nu neapărat că avea ceva de demonstrat, dar la modul că gen, bă, uite,
asta suntem us. Noi, asta facem noi, asta e gen, am venit să ne prezentăm într-un fel sau altul, știi? Uh-huh. Și cam asta a fost ideea, că nu puteam să mă duceam la vidman și ziceam, a, da, frate, mă întreba ce muzică faci, ce faci? Și eu, a, păi... Greu de explicat. Da, ce știi? Muzică asculti? Greu de explicat. De toate. Toate genurile. Hei, el... Așa a fost și cu Nova, mă, când a venit. Prima oară Nova. Venise Nova și era în gen, e băiatul ăsta care ne tot trimite beat-uri în continuu, coaie, în continuu. Și mie, îți dai seama, când eram în a șaptea. Da. Bă, și mie îmi trimite beat-uri când sunt la studio. Gen, da, dar uite, gen, it's cool, e gen, da, cumva, da. Inițiativa asta pe mine personal mă cam enerva, că eram așa, gen, bă, dar gen, nu mă lași să really appreciate, am trimis 15 beat-uri, nu o să le ascult pe niciuna, am trimis un beat, o să-l ascult, știi? Dar cumva, făcând chestia asta, au fost alți oameni which, like, synced in with that and liked them, știi? Și oricum, mi se pare că at least în grupul ăsta, mini-grup, mare grup pe care l-avem noi la studio, la EMI, gen, cine mai vine pe acolo, bă, suntem interesați, like, let's be friends, first of all, știi? Da. Ca așa putem să înțelegem mai bine, like, vine muzica cu un context, știi, mai înțelegi ceva despre omul ăla. Dacă când prezinți doar muzica și mai ales dacă e, să zicem, oricum n-are legătură cu voi, dar dacă vine, like, muzica de asta trap care e super liniară și it's like literally the same shit everybody says, e așa, gen, nu înțelegi nici despre persoană ceva, despre muzică, știi? Da, da. Dar nu simți nimic, adică ce zicem, mi-s facem muzică să transmitem o anumită chestie, să dăm un anumit vibe, o muzică pe care poți să o scoți și să zici, da, mă, uite, mă simt în felul ăsta când o ascult. Nu să fac un gen de muzică pe care o ascult, ci să zic, bă, uite, da, e hard, gen, da, e hard, dar, nu știu, mie nu dă nici faza e că nici măcar nu e deep, știi? Adică ce când eu nu sunt... traume la modul așa, știi? Sunt doar niște chestii prin care trece fiecare om, dar sunt cumva împachetate astfel încât să fie ce relatable, parcă e gen fix ce-am pățit eu acum o săptămână. Dar e relatable cumva, e relatable cumva, și nu e deep, gen deloc. Oamenii de vârsta voastră, știi? Mie, bă, și nu numai. Gen, și nu numai, și cu noi, dar mi se pare că... E o nișă mișto, știi, în care cumva nici nu ești, like, cum să zic, breaking news, Ștef Costea nu e deep. Chiar nu sunt. Poate pare că ce, dar nu sunt. Și încă o chestie, eu cu, adică noi cu audiența noastră, uite, mie mi-ar plăcea gen să creștem împreună cumva, știi? Nu să ajung la 30 de ani încă să fac muzică pentru problemele unui copil de 15 ani, știi? Aia mi se pare un pic, nu știu, gen, Drake. Boy, you're a grown ass man. He shot at the six god. Îl iubesc pe Drake, că vine Călin acum cu parașuta pe geam. Mă împușcă în 2 secunde aici, gen. Călin în 2 minute aici. Bă. Călin vine de... iese din panda ăla de acolo, era el de fapt până acum. Da. Ce, cu aia ai auzit măcar Take Care? Cu aia ai auzit Scorpion? Gen, ce densitate are versuri de... Știi ce e mișto? Că și... Ok, tu vrei să crești cu audiența ta și celor mai mari din... față de tine, mi se pare că le dă un vibe. Ceea asta ce... vreau să zic, că din... Uite, eu am văzut oameni care, nu știu, la show din Control acum, care cumva, ok, oricum, pe lângă faptul că a fost 18 plus, era obvious să fie oameni în zona de 20 ceva de ani, dar am văzut oameni care băteau un pic și mai încolo, știi, și they was vibing și mi-au scris și așa și eram, bă, damn, știi? Exact, și până la urmă asta makes me think, ori sunt două variante, ori noi suntem super maturi, vai doamne, which I don't know, sau în fiecare din noi, până și în oamenii ăia de 30, 40, 50, 100, există like an inner child. Da, uite, asta voiam să zic, că, sincer, oamenii ăștia mai înaintați în vârstă, dar ce pui mie, dacă ești înaintați în vârstă, zici că bătrân, oamenii ăștia de 20 plus, 30 plus, care relaționează cu muzica noastră, mie nu mi se pare că pentru ei nu e relatable, nu e gen, sunt problemele noastre și așa, dar cumva apreciază și vibuiesc cu gen playfulness-ul ăsta din noi, știi? Și cumva și libertatea asta pe care cumva o oferim și noi gen, și așa. Le dă un vibe, gen, adică eu sunt convins că le dă un vibe. Sincer, e fun, vibe-ul. E doar fun. Și dacă e că e bun mediu prin care transmis, că e bun gen transmițătorul, receptorul poate să fie oricum acum... Da, dar e bun mediu prin care e transmis și atunci omul ăla reușește să înțeleagă și să-și dea vibe respectiv, știi? E și o chestie că uneori când asculti muzica, o doar asculti, sau, gen, de exemplu, la muzică tristă, știi? Gen, când ești trist, mamă, asculti versurile alea de hit, știi? Și când nu ești trist și ești like, normal, gen, doar o asculti, știi? They're both good,
Eu așa mă gândesc în general la ascultători. Bă, unii o ascult pentru versuri, unii o ascult gen pentru muzicalitate, literal, da, literalmente. Alti, gen, alții fiecare pentru tehnicalități, efectiv. Bro, da, fiecare, da, gen, da, fiecare. Da, uite, da. Mi se pare că vibe-ul pe care dăm muzica pe care o facem noi în general și R&B-ul e un sentiment și un vibe pe care, care nu e la suprafață la majoritatea lumii. E o chestie așa mai underneath și mai... Da. Și ideea e că e o chestie care, pe care eu consider că toată lumea o are, doar că nu e descoperită la unii sau nu e, știi? Și noi atunci, cumva neintenționat cum am creat o estetică, știi? Da, e... cum e genul... Adică, da, ascult muzică tristă, dar dacă nu ești, să ascult muzică tristă, zici, da, bă, ce dracu e asta, dacă ar îmbi, dacă asculti în orice moment, parcă un pic ți-o da așa, gen, bă, wait, știi? Wait. Da, e așa ți-am zis, e un vibe pe care eu îl văd ca și cum e așa underneath, știi, gen, lumea l-are, dar gen, la unii nu e descoperit sau nu e... Yeah, exactly. Și noi când facem, nu știu, să zicem, muzica tristă la noi, când eu fac ceva trist, cumva nu sună trist, e cumva împachetat așa fel încât să fie enjoyable la orice oră, de exemplu, da, gen, uite... Dar nu e tristă, ideea e că tristețea la noi nu e tristețea aia de... Nu e dark, gen. Dar nu e dark, e foarte introspectiv, e foarte, foarte introspectiv. Și mă sufăr și așa, e gen o tristețe la modul, bă, I'm cool with it, gen, adică am pățit asta, am cool with it, da, am pățit asta, am cool with it, acum pățit despre când despre aia și gen, e un fel de romantizare, gen, ca și cum, gen, I read it, îmi asum și acum e momentul ăsta în care, după ce trec de asta, gen, ce tânăr eram. Ștef nici măcar nu e deep, what the fuck. Real. What the fuck, pleacă de aici. Ștef nu e deep, mă, dă-l. Adică, ce aia, mă, sună? Sună? Da. Sună. Da, e tare că mi se pare că... Pentru orice om de orice vârstă, sunt niște versuri care mi se pare că pot penetra într-o oarecare măsură, oricât de aroganți ar fi unii și ar zice că nu. Pentru că stau să mă gândesc, cel puțin, uite, vorbesc din punct de vedere personal, că e asta cu seara de seară la tine la ușișan, bro, I've been there, gen, like, I've been there, legit. Which is funny. Păi fix ce am zis, că sunt day-to-day situations, da, știi? Da, 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 nu sunt day-to-day situations în care nu contează vârsta neapărat, dacă stai să ascult, și gen, nici nu-s cu o notă de copil, nu știu cum să explic. Asta ține cumva de și de exprimarea pe care o folosim, inclusiv gen, da, la, da. Inclusiv pare că ai songwriter. Production wise, știi? Ce? Pare că ai songwriter. I got. Aici. Beatman Empire. Bine. Voiam să zic că și la producția lui George observ cumva că e așa, oferă cumva o maturitate, pentru că dacă eu ziceam lui George, nu știu, mă simțeam într-un fel într-o zi și îmi ziceam, hai bă, să sunt trist, hai să facem o piesă tristă, omul putea să fie gen, ok, și îmi dădea gen o chitară din aia de Lil Peep și era, fă-ți filmul și, exact. A, sufăr, mă lamentez. Dar crezi că are ghost producer, George? Ce? Crezi că are un ghost producer? Bă, eu sunt uneori ghost producerul lui George și George uneori ghost writer-ul, da, meu, da, fix așa. Așa e, așa e. Uite, cool combo. That's nice. Gen, zic cum mănec, ai exact. Mamă, deci într-o zi vreau să vă pun pe toți undeva și să vă arăt gen cele mai mari prăjeli pe care le-am făcut eu cu George. Avem și piesă, am o piesă cu Fraisu care e pe un beat rage și e centrată în jurul la Breaking Bad, efectiv. Wow. Și sunt doar dume, gen, să mor eu. Din serial. E toată piesa despre Breaking Bad. Da, sunteți funny guys, nu? Da, suntem the boys. Memers, da. Comedians. Suntem aici decât s-ar aștepta lumea. Mr. White! Mr. White! Not my house! Aruncă cu pizza pe acoperiș. Aruncă cu pizza pe blut. Suntem aia din clasă când zice, când suntem la ora de engleză și folosește profa, gen let's cook sau nu știu ce, și nu uităm unul la altul, suntem... Sau, voiam să zic că, uite, și la songwriting și așa, bă, eu nu scriu, gen, nu știu, nu mi se întâmplă o chestie și o fac fix atunci ca să fie relatable. E cumva gen un rezumat la o perioadă, știi? Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. De-aia zic, atunci e mult mai relatable decât m-am certat cu persoana asta respectivă, am făcut piesa. Nu, sunt mai multe certuri, sunt mai multe probleme și cumva e un rezumat la tot. Și de multe ori eu fac piesele astea triste când gen totul cumva a devenit bine iar, știi? Și cumva sunt într-un loc în care pot să privesc situația din altă perspectivă și chiar pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat exact. Bă, Ștef face piese bune când e singur, în relație, zic. Când Ștef e singur, e despărțit. Aveam și o firmă. Face piese bune. Așa e. Da, I'm not saying anything. Gen, nu mă refer absolut nimic. Doar așa e. Poți să înțeleg super bine. Doar așa e. Ștef când... Băi, eu sunt total... Nu sunt de acord pentru că acum, dacă stau să mă gândesc, în ultima perioadă, eu am făcut gen cele mai bune piese. Da, 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 acum probabil nu mai e cazul, dar ții minte mai demult când făceam noi piese. Bine, păi atunci eram fresh și despărțit. Când avea treabă cu o fată,
făceam piese gen nașpa de tot și când era singur făceam cele mai tare piese gen. Așa era atunci. Acum nu mai pot să zic că deja sunt vorbind de altceva. Deja dar, suntem mai stabili da. Cumva. Dar așa era atunci, Ștef venea la mine gen supărat și ieșea cea mai tare piesă și după aia Ștef venea la mine și zicea, mamă, ce chef am de muzică, hai că mă simt bine și eu cu zică gata. Încă aștept să răspunzi. Da, ce hate. Nu vreau să ai tobi, mă întreb ce ai să-mi ascunzi. Sweet. Da. That was nice. Pe asta eram. Pui mei, 15 ani, 16 ani. Ah, wow, ce random. Mi-a plăcut asta. Frumos. Ce să fac, frate, dacă nu ți-ai făcut treaba bine? Trebuie să scoți cicul și să-l bagi. Era mahmur, bro. Voi n-ați făcut piesa Breaking Bad. Ai, da. Pe mine mă așteaptă puiul ăla după podcast-ul. Bro, Wings It, când ne dați sponsorship-ul ăla, că nu mai pot. Pentru că lumea nu știe încă. Și we got a shot them out for free the first. Prima e gratis, știi? Cum îi cheamă? Nu știu al câte la episod este. Deci filmul e în felul următor. Noi avem un, deja avem un obicei. De fiecare dată la final de podcast, mergem right around the corner la un local numit Wings Eat. Și mâncăm wings. Wings și sunt Eat. Wings Eat. Am nevoie de voi wings, ia. Le work. Și e foarte bang. Bun, nu știu, gen... E foarte bun. Mă, băi. Bro, am filmat asta. A făcut bang și a găsut. Bă, exact în in the middle of the sponsorship, gen. The fuck was that? Exact când făceam reclamă la Wings Eat. Bă, în apărarea mea, gen, am pus foarte puțin un apel, nu? Nici l-am apucat sau așa. Dar am să reglez. Mamă, băi, vreau să văd asta pe live. Bro, nu pot să cred. That's amazing. That's amazing. Că n-am șansă. Am zis, hai să facem și noi TikTok-uri cu podcast-ul. Acum mă gândeam eu așa. Dar nu s-a văzut pe live. Nu s-a văzut? Nu, că era camera pe ei. Am filmat eu cu telefon. Dă-mi airdrop la filmare dacă... Stai așa. Mulțumesc, mă, scuze. Deci, pentru cei care n-au văzut pe live, ia căzut microfonul, Ștef. Da. Fac ca la Nepal la podcast. Eu nu am ce să fac cu mâinile când vorbesc și îmi vine să apuc orice. Da, hai să facem reclama la Wings It. Să facem și noi. Da, da. Da, gen Z Wings It super muzical așa, gen. Yeah. Wings. Dacă vreți mâncați cel mai bun pui din zona asta. Din zona asta mergeți la Wings It. Yeah. Oh, that was nice. Mai zi o dată. Sună Wings It să ne dea sponsorship. De o lună. Mai pune o piesă? Sună de o lună. Mă, cum a căzut? Ba, sună de o lună. Trebuie să facem asta cu gen clopotul ăla lui Nova. Mâncați la cum? Wings It. Damn, bro. Bă, nu cred. Stai că vreau să spun pe asta. Wings It. Bă, hai să vă arăt piesa mea preferată de la party. Vreți să auziți chestia asta sau... Da. Sau nu? Da. Chat, vreți să auziți asta? Hai cu un pic de gălăgie în chat pe YouTube. Hai să vă vedem. Ce showman ăsta. Fret top g. Go. Haide. Până nu văd 100 de comentarii, nu ne mișcăm mai departe. Eliberați găul de sus. Și o să stăm pe live 24 de ore. Let's go, hai, da. Cum faci 100 de persoane să intre pe live, frate, dacă nu sunt acolo? Sunt 75 de ani. Mama, intră și tu pe live să pună piesa asta. Haide, văd, da, nu vreau, go, da. Ți-o pe aia cu tap-tap și șer. Da, tap-tap. Aia zic. Pare că... Go, nu vreau, dacă nu... Go, dacă nu e, get a t. Let's go, get a... Nu știu ce să zic. Nu știu ce ghetto. Bine, hai că vă arăt. Haide, bagă. Yeah. I try to play numb to shit like this, but I'm cool 'cause this isn't love. We all have obsessions. Oh, sometimes. 'Cause when I'm on the road, I be on the road. I mean, you can hold me down, but I'm not the one. Riding with my niggas, we the one that shows. Running through the city like I know you know.
on assumption, assumption. Yeah. Young nigga from the city. Ain't shit pretty, but my bitch and my mama. Anyone can get the drama, get the drama, get the drama. Strippers in the club, and my club's half empty. I know you want it. Ride with my niggas, cause my niggas understand me. Still I'm playing A, pushing niggas on plan B. Plan B, plan B. Just a young rich nigga, you don't have to understand me forever. I'm on the road, I be on the road. I mean, you go hold me down, but I'm out to hold. Riding with my niggas, we the one that shows. Running through the city like I know you know. Yeah, my name is Party and the trigger figure function. Silly nigga might lose his life on assumption. Assumption. Young nigga from the city. Ain't shit pretty, but my bitch and my mama. Anyone can get the drama, get the drama, get the drama. Strippers in the club, and my club's half empty. I know you want it. Ride with my niggas, cause my niggas understand me. From the tap, still I'm playing it, pushing niggas on plan B. Plan B, plan B. Just a young rich nigga, you don't have to understand me forever. Shut up, real nigga, feel this way. Tell me, does it really feel this way? I've been in my feelings, is it okay? Tell me, shut up, real nigga, feel this way. Thank you.
pots and bacon, sold them by the boxes. Still got resin from the last time, bitch didn't wash it. I'm up all night, got the stove rocking. Cold water running in that sink, look how that soda lock it. I watch niggas spend the profit on watches. Now it's my turn to get the money, you just sit and watch it. Like some bitches, you just sit and gossip about the shit I got in pocket. Don C. Bills with the bottle rockets. Took a little minute, but I got it. Laughing, walking in the bank when I make deposits. My weed is exotic, my bitch is a goddess. Jimmy Choo on a shoe, working bag ostrich. I said, damn, how was you that pretty? You remind me of Keisha on New Jack City. If I need a nigga pill, she'll do that quick. I ride out, she'll do that with me. Hey, bro. Don't boys get out of bitches. Don't boys get out of bitches. Don't boys get on the 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 bitches. Yes, sir. Wings.e Boy. Wings.e Can't wait. Bang back. Ultima jumătate de oră. Let's go. Vrem întrebări, vrem întrebări pe YouTube. Vrem întrebări de la oameni. Ce vreți să-i întrebați? Nu o să dați întrebările de pe Insta sau... Asta voiam să zic și eu, dacă... Dacă are lumea din chat întrebări sau curiozități despre Ștef. Bă, stai să mă. Pentru că până la urmă... Doar despre Ștef? Gen, e și despre voi chestia asta, despre urmăritori. Mie mi-e așa mi se pare că e important pentru ei să... Pana mea, e o ocazie unică să-l prinzi pe om, să-l întrebi. Bine, dacă îți răspunde în DM, sunt... Avem niște Smunky întrebări. Avem destul de multe întrebări aici. Deci prima întrebare de la Zozo este băutura alcoolică preferată. Eu nu beau. Nice. Tu? Irish whiskey. Nice. Stai, de fapt, pot să zic una care mi-a mai plăcut și așa. Hai că nu se uită ai tăi. Ce? Nu, de-aia, păi mei. Bă, mie îmi place foarte mult pina colada. Damn. Interesting choice. Sweet. Okay. Fruity. Hai, următoarea întrebare. Just care like cred me. Că, cred că este like a staple. Ne întreabă toată lumea chestiile astea. Top 5 albume. Plugin-uri. Top 5 plugin-uri. Bă, hai ce eu trebuie să răspund. Fuck. Da, hei, dar și eu știu. Bine, cred că bine, bă. Antares și Antares. Na. Bă, ideea e că nu poți să top 5 plugin-uri ca ce categorie, că asta e ideea, că adică eu zic top 5 plugin-uri. Don't stress, bă, 5 care îți vin dacă în cap. Dacă ai 5 stop cu care trebuie nerdy să trăiești. 5 care îți trăiesc? Clar, orice produs de orice plugin de tuning gen, ori Antares, ori Waves, o de autotune, da. Eu nu știu să cânt fără autotune. Exact. Bă, pe ce se vede? Un EQ, folosit pe filterul, yeah. Q3, yeah. Ca autotune noi folosim ăla de la Waves, Waves Tune Real Time, mm-hmm. Compresor, clar, eu folosesc CLA-2A, mi se pare cel mai ok de la Waves. Și dacă nu trebuie neapărat, deci asta a fost 3, nu? Sunt 3? Da. Ce mai trebuie neapărat să ai, gen, un reverb, clar, folosesc Valhalla, okay. Vintage verb, cine mai auzit să ai? Zici tu. Hai și un delay, care ar fi H-delay-ul de la Waves, da. Acum, ca plugin și mechiarul de tot, care mi se pare un plugin și mechiarul de tot și-l folosesc, e Sooth 2, pe care l-are Alex Bitman, eu nu l-am, că nu pot să-l piratez. Dar unul pe care l-am e Trackspacer-ul, care mi se pare super tare. E ceva ce Trackspacer-ul, adică îi dau un sighting de pe al canal, îi dau un input de pe al canal și îmi scoate frecvențele de pe canalul respectiv rezonante pe canalul pe care îl pun. Și atunci face loc la, de exemplu, îl folosesc când lucrez cu Ștef, pun pe instrumental, mm-hmm. Îl pun foarte puțin la 0.5-1% cât să scoată numai maximum dB. Și Ștef când cântă, frecvențele care rezonează la el în voce o să iasă în instrumental ca să dea claritatea lui. Ai ghitat un fel de compresie. Nu, e un EQ, doar că da, un EQ subtractiv. Merge automat după ce frecvență are Ștef rezonantă în voce. Aia e tare rău de tot. Deci azi a fost... Ați putut discuția despre nice. All right. Când vine Ștef la Constanța concert?
când când se plătesc când vorbesc banii, cu Freelook. Da, da, pui mei. Puteți să contactați acum pe Freelook la 07. Aveți în aveți 5. Mail-ul și aveți tot în bio dacă bio, vreți. Da. Oricum eu o să organizez. Sper când să pot. Și tu la bote sau nu tot. Când băgăm cineva nuntă în bote. Avem o întrebare de la Edo. Când faci o piesă și scrii și dai pe ea, te gândești dacă ar merge un feat sau o dai solo? Bă, pe parcurs de obicei mai vine că bă, ar suna asta aici. Nu, niciodată nu fac o piesă cu gândul că bă, să facem cu ăla, să fac cu aia, să nu știu ce. E, right. Vine de la sine. Ne întreabă Rareș dacă aveți vreo fobie. Bă, mie, eu tremur dacă văd un pension sau așa gen, mă ia cu așa. Bă, la mine, da, și eu am fobie de pension, dar eu am gen, la mine e complicat, am o fobie de aia nașpa rău, pe care nu pot să înțeleg. Da, he knows. E gen, e o traumă sau ceva, nu știu exact ce, de când eram foarte mic, nu înțeleg, habar n-am. Bă, mi-e frică cu aia, dar nu mi-e frică propriu zis, gen, am o chestie cu apa, gen, nu mi-e frică de apă, dar mi-e frică de faptul că eu pot să, că mișc apa, gen, știi? Eu dacă sunt în piscină și văd că se mișcă apa, gen, și că face așa și așa, fac atac de panică, gen. Wow. Asta de când eram mic, nu știu de la ce exact, damn. Nu știu ce mai a început chestia asta, dar era, e conectată cu niște, o serie de te-ai coșmaruri necat. Pe care le aveam când eram mic, gen. Te-ai necat, nu? Nu, nu m-am mâncat niciodată, dar gen, e o chestie dubioasă. E mai mult, nu e mai mult, nu e neapărat vorba despre apă, că am mai multe chestii, gen, e vorba de o chestie, de o masă de un lucru mare, imens, gen, care se gen, mișcă. Te sperii și dacă te bagi în ball pit? Nu, asta nu. Asta nu, pentru că ball pit, știu că ball pit nu se mișcă. Singur. Ce mă mai sperie? Mă mai sperie, știi, gen, reverb-ul, delay-ul foarte lung, gen. Un delay foarte lung mă sperie, da. Really? Și când băteam la tobe și te deam în cinel, gen, trebuia să-l opresc eu cu mâna, că mă speria că se duce prea mult, știi? Asta e, deci, e un lucru mare, un lucru care are așa și se duce... Se cheamă agorafobie. Să mor tu, că are o demire, gen. Dacă, nu știu, că și am asta, dar eu am cu spații deschise. Agorafobia, de obicei, când se teamă de spații deschise. Eu la mare fac curât, la munte fac curât, nu, la câmpie dar fac curât. Nu e de spațiu, bă, e de faptul că ceva se mișcă. Frică de intro de la PS2, rău de tot. Nu, e vorba că e ceva foarte mare care se mișcă la o viteză și gen nu pot să... Și aveam coșmaruri când eram mic și acum n-am mai avut de mult, mă bucur, dar aveam coșmaruri în care mă trezeam și gen încă eram în vis și făceam urât și gen aveam atac de panică, că gen visam într-un fel că eu sunt super mic și tot în jurul meu e enorm și se mișcă niște lucruri mari, imense, dintr-o parte în alta, știi, gen cu o viteză gen așa, gen și nu le poți opri, știi? Nu știu, n-am înțeles în viața mea. Bă, căcaturile astea sunt gen traume și chestii pe care le-ai preluat. Dacă ești așa de când ești mic, sunt chestii pe care le-ai preluat de la maică ta, niște anxietăți pe care le aveai când era însărcinată cu tine. Nu, că a apărut când eram mic, nu gen de când m-am născut, a apărut când au fost niște chestii. Acum eu cred că era de la, la un moment dat m-am dus într-o biserică și m-am dus de tot la clopot, știi? Și am zis, aia mei, bă, nu mă duceți acolo că o să bată clopotul și mi-e frică, știi? Aia chiar e scary. Și ei au crezut că nu o să bată, știi? Și când am ajuns sus, atunci au bătut, că făceam și test sau morților, nu știu, și m-am speriat rău de tot. Și am avut în chestia asta, fobia pe care o am, e conectată și cu clopotul, că gen și vibrația aia și așa, e tot o chestie pe care, știi? Și am zis că poate e de la aia, dar nu știu, gen, e super ciudat asta, am mai avut discuția asta cu mai multă lume și e dubios de tot, nu înțeleg. Mai știu că mergeam cu George la piscină și stăteam gen 10 minute în apă, după trebuia să ieșim să stăm un pic pentru că el nu putea să stea foarte mult în apă. Băi, că eu mă pot duce, depinde de zi, sunt unele zile în care uit cam chestia asta, gen, și mă bag în piscină și n-are nicio treabă, dar dacă mi-aduc aminte, oh, we're fucked, gen. Da, stau în apă și gen, stau în apă și stau în apă și mă uit în jurul meu și gen, wait, hold on. Am un atac de panică și gen, simt așa că Daniel mă... Da. Așteptam. Dar am noroc că nu e halul de grav, adică și dacă stau în apă și mi-aduc aminte și am atacul ăla de panică, gen, yes, pot să ies din apă, adică nu stau acolo. Ies din apă, dar mă simt rău, știi, mă simt prost. E weird. Avem mai multe întrebări care, nu știu, aș putea să zic că au fost răspunse. Pentru cei care nu știu, puteți să vedeți live-ul pe canalul Black Rhino după ce se termină. Cred că durează, nu știu, câteva ore sau o zi o chestie de asta. Deci, na, că sunt întrebări aici de când sunteți prieteni asta. Deja știm asta cu concertele Freelook. O întrebare interesantă de la Ilie este cum ți-a afectat succesul viața? Se simte diferit? Este mai bine sau mai rău? Bă, eu nu prea las. Momentan nu e în stadiul ăla în care gen chiar să mă afecteze, știi, și să nu mai, nu știu, să nu mă mai simt normal cu ghilimelele de rigoare. E doar surreal uneori, știi? Când merg pe stradă și cineva îmi cere o poză, e fix sentimentul ăla la care mă gândeam când făceam muzică acum 5 ani. E fix sentimentul ăla pe care mă gândeam, bă, oare o să ajung vreodată așa în halul ăsta și să vină lumea să facă poză cu mine?
ci când chiar o simt pe pielea mea e surreal, dar nu cred că mi-a afectat viața nicicum. Adică, oricum, eu am aceiași prieteni de, pui mei, de 17 ani, nu e mai greu să-mi fac prieteni sau lumea nu mă vede diferit, e... Nu las să mă afecteze și nici nu o să las. That's good, man. You gotta keep it that way. Pentru că mi se pare că la unii îi afectează într-un mod, like, le dă o depresie ciudată. Asta am văzut-o la oameni. Și la unii le dă un, like, like a weird cockiness. Bă, și chestia mie, asta. Da, mie mi-a dat-o cu partea asta mai depresivă un pic. Când am scos Miss Dior și am văzut cât de fiartă era lumea pe tot materialul și mai ales pe seara de seară. Întrebările de pe Instagram, am pus de la cu întrebări, au pus ei și de acolo întrebările. Întreba lumea de unde sunt întrebările, că nu știu. Ah, pe Instagram, de pe pagina story. Noastră, pe Rush Hour. Pe Rush Hour. Așa, dar pe story... Rush Hour.show. Dați follow. După ce am făcut seara de seară și am văzut cât de bine a prins când și-a făcut prima 100.000 de streamuri seara de seară, cumva m-a lovit frica asta că, bă, oamenii acum o să aștepte să fac căcatul ăsta de fiecare dată. Dacă o să scot, nu mă uita și lumea o să fie gen... Lumea oricum a zis că, bă, Miss Dior e mai bun, Miss Dior... Bă, uite, când am făcut Miss Dior aveam 16 ani, acum am 17 ani, this is me now, știi? Eu sunt de părere că așa ar trebui să privească... Mă rog, există albume bune și albume trash, dar la capitolul ăsta, nu știu, mi se pare un pic așa să zici că, mamă, că Miss Dior e mai nu știu cum, Miss Dior e mai nu știu cum, mă așteptam să sune ca nu știu cum. Bă, depinde, frate, de gen... Uite, de exemplu, at least eu când fac muzică, și nu, nici nu vreau să fiu aiurea sau ceva de gen, dar I'm mostly interested, gen, nu știu, cea mai grea persoană de convins sunt eu, știi? Da. Și atunci, în general, cum o văd fanii sunt gen, bă, you either don't understand it at this moment, you either just don't vibe with it. Și nu-i la fel, exact la fel. You just take time with it, știi? Am avut așa o perioadă până când să realizez că... Până când am avut o... Tu gai, de fiecare dată, ca să înțelegi de ce zic eu fix, că gen, tu gai a zis că, bă, că cea mai greu de convins persoană e el, ori nu înțelegi tu acum, ori, whatever. Și gen, tu gai are chestia asta, de fiecare dată când facem o piesă și eu zic, bă, e tare rău și el, nu, nu-mi place. One year later, random, îmi scrie tu gai. Sau ne vedem la cafele total în relay. Wow, bă, dar știi, am mai ascultat piesa și chiar îmi place rău. El te așteaptă să-și înțeleagă piesa, gen. Sometimes it doesn't click și you gotta shove them și după aia come back to them, știi? Pentru că uneori gen, îl asculti prea mult, știi, prea mult. You gotta let it. Trebuie ca vinul, știi? Trebuie să-l lași puțin. Păi, am avut gen perioada asta, înainte să scot un moitan, care mă gândeam că, uite, lumea o să raporteze mult la Miss Dior și după am realizat că, bă, la fel cum am făcut Miss Dior din pură plăcere și așa, gen doar să fac muzică, așa am făcut și cum nu mă uita. Deci nu are cum, nu e ceva mai prost, e doar ceva nou, știi? Yeah. Deci de-aia zic că nu trebuie să raporteze. At the end of the day, you know, it is what it is. Muzică. Oricum, mie, sincer, mi-a prins foarte bine să văd, uite, eu la Miss Dior nu prea am avut gen recepție negativă, știi? Și cumva acolo m-a luat un pic, știi? Că ca și mi s-a urcat un pic la cap, știi? Da, și cred că... Chiar m-am bucurat când am văzut că cineva a avut ceva prost de zis despre nu mă uita, știi? Da. Sunt niște chestii cu care, da, zic că care m-au făcut și pe mine să realizez și am zis, bă, are dreptate, sincer. Și n-am avut... o critică așa destructivă, știi? Am review-ul ăla. Da, deci e un băiat constructiv. Da, e un băiat, nu mai țin minte cum îl cheamă, știu că i-am trimis clip din studio cu mine și Ștef și Roxen, da, care i-am zis că gen a făcut un review tare. Bă, e un tip, cred că e cel mai tare review pe care l-am studiat la un album. Foarte a făcut la nu mă uita, sper, și cred că e al doilea lui review sau ceva, sper să nu vorbesc prostii, s-ar putea să aibă mai multe și să nu știu eu de ele. Bă, ne-am uitat la review-ul ăla și la început eram gen fii atent că iară-i de ăla de gen mamă coaie, muzica are un beat de căcat, nu e ea, nu-mi place. Și cu cât a continuat video, cu atât ne-am dat seama, bă, frate, genul ăsta știe mai bine decât noi despre albumul ăsta. Mai știi cum îl cheamă? Nu mai știu exact, dacă caută pe YouTube, vă zic gen, da, dăm shout-out direct. Nu mă uita, chiar să mai fiu curios. Nu mă uita, omul chiar m-a impresionat foarte mult, sincer. Pentru că dacă tu, știi, de la Outsider, ca reviewer, dar dacă gen... Ăsta? Ăsta? Voi ziceți că... Outsider? Da. Da, ăsta. Outsider. Shout-out Outsider. A făcut chiar un review foarte bun. A făcut un review bun. Mie chiar mi-a plăcut. După. Mie chiar mi-a plăcut. Și după finalul review-ului m-am uitat la chef și unul la altul și am zis, bă... Facts. Bă, chiar așa e cu aia, adică... Facts. Și a zis toate chestiile alea, gen, a zis o grămadă de chestii constructive, știi?
na, nu negative, dar constructive, știi? Și am crezut că la final o să dea o notă slabă, dar gen, a dat... Cât a dat? Gen, nu mai știu. 8 din 10, gen, da. Am zis, bă, gen, chiar a fost super tare review-ul ăla, l-am apreciat maxim. A fost singurul review super real pe care cineva l-a dat. Mie mi se pare, oricum, dacă sunt, dacă în continuu ți se zice că ce faci tu e foarte bine și e așa o energie de yes man, mi se pare că nu faci ceva bine, știi? Dacă sunt oameni, bă, pune și haters, știi? Oameni care te înjură. Bă, pe mine după urbanism, bă, se lua lumea rău de tot de mine acolo în comentarii. La modul scriau paragrafe în care se luau de Porc TV și ziceau, mamă, sunteți prost TV. Credeam că este... Prost TV. Credeam că sunt freestyle-uri rap, credeam că nu știu ce, că autotune. Gen, moși din ăștia, știi? Și mi se pare că, gen, dacă nu ai oameni din ăștia, bă, ai făcut ceva greșit, știi? Dacă enervezi pe cineva în halul ăla, cumva tot ai făcut un impact asupra lui. Gen, el o să te țină minte și el o să zică, bă, deci, ăla de căcat. E vorba de o impresie, frate. Mi-au plăcut comentariile de la oameni. N-ai plecat fără să te observe. Mi-au plăcut comentariile de la oameni închiși la adresa Porc TV, alea gen... Bă, nu acum sunt urmă... generație. Nu, nu, adresa ta, la adresa lor, gen, oamenii care zic, acum o să duceți următorul lucru, o să duceți maneliști la Porc TV. Da, de asta avem în România să ascultă doar două genuri muzicale, pentru că oamenii când se promovează ceva nou... Bă, uite, poate cypher-ul meu n-a fost pe placul tuturor, poate n-a fost cel mai bun cypher, nu știu ce, dar tot... Cumva am încercat să mai fac așa o potecă mai în altă și parte, știi? Adică cum poți să te iei de cineva care încearcă ceva? Adică da, asta real, este o chestie real. Super proastă și mai ales și cu chestia asta cu manelist, știi? Mi se pare că noi ăștia care facem muzică, toți noi avem invidia asta față de oamenii care fac manele because like that's real manele. Talent. Da. Oameni, they got, they doing some crazy shit și mai ales și oamenii aia care cântă la orgă, de exemplu, da. La mane. Bro, aia care pun, da, bro, aia da. Care pun like prosopul peste peste clape și încep să dea like, da. Bro, what? Acolo teorie muzicală, boss. Da. Dar nu e că eu nu știu teorie. Sau, că e habar la teorie, frate, nu e știu fake. Nimic. It's all in the ear. Da, e tot în ureche, e fake, mă, ăștia nu știu, are autotune de ăla. Da. Are pe clape. Băi, o să continui cu întrebările, ca să răspundem la toată lumea. Nu mai am țigări în treabă. Rudele voastre vă susțin în ceea ce faceți, vă ascultă muzica. Bă, ai mei sunt foarte suportiv. Adică ei din de la primul trip la București. Adică primul trip la București mi l-au finanțat, hotel, toți așa. Și shout cumva, out. Nici măcar n-a fost faptul de, mamă, că ce le place lor muzica, shout știi? Out-ul. Shout-out Radu Costea și Silvia Costea. Așa, și gen... shout-out unde am stat? La Union. Oh, yes, da, shout-out Union Plaza. Yes, sir. Bă, și nici măcar nu e faptul că, gen, ai mei se gândesc că, mamă, ce muzică bună face copilul nostru, hai să-l susținem să facă bani. E strict faptul că am o pasiune, știi? Mm-hmm. Și că nu sunt ca, nu știu, alți copii pe care îi văd ei să mă, cumva să mă pierd în propria mea condiție, știi? Sunt adolescent prăjit și, mă rog, fac și prostii și așa, dar cumva încerc să... Îți canalizez energia. Da, și să-mi găsesc așa eu drumul meu, cumva, știi? Asta da, m-am avut mereu, asta eu cu George, v-am zis că noi creăm de când suntem mici. Noi, asta, noi când eram mici nu ne vedeam și ziceam, da bă, te-ai uitat la episodul ăla din Ben 10, ce proști eu, mie îmi place Ben 10 când eram mic, nu știu ce. Am mai avea și conversații din astea, dar noi ne vedeam și cream, știi, asta le place lor mie, știi? Și că cumva, și când nu trebuia neapărat să mă iau în serios, când eram mai mic, eu tot mă luam foarte în serios, știi? Adică eu mă duceam la ei și ziceam, mama, la George în studio... o să avem primul nostru concert rock band, 6 lei intrarea. Da, și făceam bilete de la de hârtie, gen. Da. Și ei îmi zâmbeau și eu mă uitam așa la ei. Păi ce veniți sau ce faceți? Either you pay or you stay. Păi hai că trebuie să ajung altundeva să mai dau invitații să mă rog, rețineți aici. Noi aveam audiență, mă, aveam fani. Da, bă, uite, asta mi se pare că e o tranziție foarte bună în următoarea întrebare. Ce părere au colegii voștri despre voi și muzica voastră în general? Cine? George nu se mai poate exprima pentru că are... I guess gen din liceu, școală. Din liceu? Bă, am uitat să zic asta, că vorbeam de școală și de... Bă, frate, la noi, la arte, la muzică, gen 80% sunt lăutari, că au părinți care sunt lăutari și vor să facă copilul lor același lucru și vin la... E muzică clasică, ei vin, se duc la clarinet sau un instrument din ăsta pe care poți cânta ca lăutar, se duc la școală și nu interesează ce fac acolo, doar să treacă și în rest lucrează la clarinet, gen, fac lăutărie.
Și gen, n-am absolut nimic cu ei, doar că eu n-am văzut pe nimeni în școala aia la muzică, de când am fost eu acolo, să facă ceva ieșind de acolo. Nimeni. Gen, adică, simt, cred că și mai răsărit lucru cu care poți să ieși din liceu de artă, e să fii lăutar. Pentru că sunt atâția, ori sunt 80% lăutari și restul 20%, restul 10% sunt copii care au venit acolo că au crezut că nu fac nimic și chiar fac și gen nu mai pot, disperă. Și restul 10% sunt copii care au părinți incredibil de stricți și vor să-i trimită la muzică clasică, la muzică de calitate și vor să se ducă la conservator. Ei nu vor să facă asta, se duc pentru părinți și nu fac nimic, gen, nu o să facă asta cu viața lor. Adică se duc la liceu de artă, își pierd timpul la facultate la conservator și după aia nu fac asta deloc, gen. Adică da, nu o să mai auzi de ei deloc. Ori maxim se fac profesori la alt liceu de artă pe un salariu mic, gen. Da, gen, are they fucking with you? Sau is Sibiu fucking with you? Și asta urma să zic, n-ai interesat pe nimeni. N-ai interesat pe nimeni, adică bă, uite, ei știau că eu fac muzică și așa, dar gen, absolut niciunul nu stă chinuit să zică, bă frate, stai să-l caut și eu pe ăsta pe noi să văd ce face, gen. Da, acum. Uite, în dezavantajul lui George, voiam să zic. Acum nu mai știu că nu mai sunt la școală, gen. În dezavantajul lui George, colegii lui și lumea l-a prins pe el în perioada de come-up, cumva, știi? Da. Dar oricum ei nu ascultă așa ceva, adică. Dar bine, whatever, gen, na. Școală ca școală, dar zic, acum. Do people see you like, gen, the Sibiu God, the Sib God, Six God, Sibiu God? Sper, nu știu, adică noi doi, sper, nu știu. Bă, uite, la mine, la liceu, e cumva, eu sunt prieten din copilărie cu mulți de acolo, că am fost toți așa, un grup, gen, copiii care sunt la școala germană, că eu sunt la liceu german, gen. Și ne știm și la mine e cumva destul de fan, adică am avut acum un fel de carnaval la școală și au făcut aia un mix curmet, deci a fost o fază la mine la liceu că pui mei a fost un bazar și după bazar s-au făcut mici și manele în curtea școlii, școală gen care e cu o biserică catolică în curte. Wine and Dine. Da. Și după la carnaval a făcut unii un fel de scurmetraj că a venit un reporter după ce au zis vorurile astea despre școala noastră să vadă ce se întâmplă de fapt, știi? Și am făcut efectiv o secvență în care eram eu pe o catedră și cântam acolo seară de seară și erau oameni în bănci cu blițuri. Deci e fan la mine, nu știu, adică nu mă... Și să-mi iau bully și din astea mari, nu mi-ar păsa ce pui mie. Bă, noi la fiecare podcast avem o secțiune în care vă întrebăm 5 întrebări fulger. Okay. Și am pregătit 5 întrebări. Da, am absent în ultimele 10 minute. 5 întrebări fulger. Am stat să le scriu. Pe care vreau să... De data asta o să le pun eu, nu Benny. Și răspundem amândoi la... Și Benny o să facă segmentul când se bea apă. Benny? Păi și cum răspundem amândoi la alt vorgen? Ok. N-aveți sunet de la derum. Așa vei tu mă apă. N-aveți sunet de la... Vrei să fii milionar? Bun. Vrei să fii milionar? Întrebarea 1. Întrebarea 1. Sibiu sau București? Sibiu. Aia era simplă. Să rămâi naufragiat pe mare, pe iahtul lui Khalid, sau să fii pierdut în deșert cu mine? Pe iahtul lui Khalid. Pe iahtul, da. Pretty obvious. Cu mâncare limitată, gen nu știi întrebarea când ajungi. Asta e întrebarea lui Benny. Nu, ok. Să te ceri cu George pe viață sau să nu mai faci muzică niciodată? Păi și mă cer cu mine. Bine. Să vă certați pe viață sau să nu mai faceți muzică niciodată? Bă, să nu mai facem muzică. Să nu mai facem muzică niciodată. Da. Dacă rămânem prieteni, facem filme, o să facem filme probabil. Da, schimbăm categoria complet. Genium, ăsta e un fel de hack, că și filmul are muzică și cumva... Păi nu, muzică face altcineva, nu? Ok. Și a cincea, studio de 30.000 acasă sau vacanță de 30.000 oriunde vreți voi, studio de 30.000 acasă. Dar cu câteva, nu știu, microfon, chip, cu ceva. Studio de 30.000 acasă. Hold on. Decă vacanță? Banu, vacanță. Gen, da, repet, da. Studio cu cele mai șmechere chestii, 30.000 de euro sau... Vacanță cea mai blană, dar gen d-astea. Bă, e impresionant tot echipamentul ăsta, dar un scenery mișto unde să faci muzică mi se pare mult mai valoros decât... Ping, ping, ping. Da. Și ultima întrebare referitoare pentru următoarele 30 de minute din viața noastră. Ce mâncăm? Continuă. Aripioare sau burger, dar...
cred că știm cu toții că Wings Eat, Wings care este suporterul nostru neoficial, for the sake of the sponsorship, poți să zic Wings. Sponsorul nostru neoficial la care ne ducem acum să mâncăm. E că Fine Us in there, dacă sunteți din București, oricum nu stăm mult. Deci you won't find us, bitch. Thank you for listening în acest episod din Rush Hour și le mulțumim lui Ștefan și lui George pentru mulțumim că au venit. Mulțumim frumos pentru invitație. Mulțumim tuturor colaboratorilor noștri și celor de la Black Rhino Hai Radio. Hai să am o propunere. Și fanilor care se uită. Vreți să mai facem exact așa în formatul ăsta de un an, începând de acum? Ha! Ok. Legit. Ok. Este 22 februarie. Am venit cu episodul numărul 10. Deci și e 22 a doua. Bro! 2023. Fuck. Damn, acum un an dacă îl făceam. Și și ora 2. Alright. Ora 2. Ora 2. Asta îmi place, da, ora 2 e clar. Shout out everybody. Acum vă lăsăm cu o piesă de la preaslăvitul nostru Benny. Benny, învârte spagheta aia. Yeah. Hai să mâncăm, că îmi mură buric. Credeam că voi o piesă de-a... I can tell by the look in your eyes.